Domnilor, după toate datele, avem de-a face cu... Acest album vreau să pun piciorul în prag, să trag cortina peste tot ce a fost, dar n-o să fac ce? Frica concurență, ritmul populație, repărarea e prezentă la manifestație. Văd încă o demonstrație ce arată că hip-hop-ul nu-i val, ce trece odată cu sezonul cald sau rece. Verba volant în efect până la Shakespeare cu rectificarea. Ce pușca mea? Asta-i întrebarea. Adică verifica asta afară, bineînțeles, fără stres, fără să te doară. Yo! Demonstrez again că I can, să te fac să dai din cap la fiecare rimă care spune capac. Fac supanou, tribunea un flow, ceilalți atacă. Corect vine să facă critică, dar așa că simt ce admirabil și o simt ce mizerabil. Mai concret, dau cu bitinea de apretor cărui interpretator. Nu! Nu un albitor! O dau pe realitate, frate, nu vorbim bun. Ne simt ceea ce simt, frate, nu mi-am părit. Vezi tu o forță, simt o lumea asta mare indirect. Una gravitațională, a doua e corect. Colegi din corect, acum că felioasă. Beton la microfon ca pasărea măiastră. Ce-i corect, e corect, e corect, e împotriva noastră. Colegi din corect, acum că felioasă. Beton la microfon ca pasărea măiastră. Ce-i corect, e corect, e corect, e împotriva noastră. DMV scrie pe mine la fel și pe mașina mea. Bă, femeia mea scrie DMV și atâta. Totane înfricat sunt și-am să rămân. Bă, frontul de is, până la moarte sunt român. Sunt Amadeus, omul cu hip-hop. Uzați termen de gândire până la 5 și ne puși la 4. De la mare la soare sunt sătul de aceeași placă. Nu scriu corect pe ziduri, las pe alții să o facă. Las în freză generația pro, adică pentru. Puneți capul la treabă, dar vezi cum pui accentul. Dacă muzica vă provoacă stări de vomonet firească, nu vă speriați pe ce-ați cărcat, aici sunt banii dumneavoastră. Colegi din corect, din acum că ferioasă. Beton la microfon ca pasărea măiastră. Ce-i corect, e corect, e corect, e împotriva noastră. Colegi din corect, din acum că ferioasă. Beton la microfon ca pasărea măiastră. Ce-i corect, e corect, e corect, e împotriva noastră. Exact ceea ce simt, exprim prin două rime. Ce simbolizează 10.000 de sinonime. Nu ai să înțelegi chiar dacă ai aflat. Poți vedea eclipsa pentru simplu ce am afumat. Băieții din corect, vin acum cu o felioasă. Beton la microfon ca pasărea măiastră. Yo! Facem rap că nu ne putem abține, nu de figuri. Și nu ne schimbăm stilul după anotimpul. Băieții din corect, vin acum cu o felioasă. Beton la microfon ca pasărea măiastră. Cei corect, eu verific asta afară. Bineînțeles, fără stres, fără spun la moarte. Sunt Amadeus sau Shell cu hip-hop, uzați termen de gând. Buuuuia! Să sară cea tunaie! Sunt tine până la 5 și ne puși la 4. Ce pula mea se întâmplă aici, mă? Hai că am avut și Barcelona, am avut și bilete câștigate. Bă, am stat la un gol, fraților, la un gol la Leipzig cu... cu Liverpool. Din păcate n-a fost să fie. Rapperul. Da. Din păcate n-a fost să fie. Am fost foarte aproape. Ați văzut la un gol distanță, un gol trebuia să marcheze Liverpool, Leipzig, și dacă marca un gol Leipzig, ne ieșea biletul. N-a fost să fie. Am pierdut niște bani, dar nu e panică. Hai. Te salută Shao. Shao Puliang. Shao Puliang, sunt donator la casele de pariuri, cum e legenda vie la mine. Da, cam așa. Asta e. Mamă, dar ce repede am strâns 200 de like-uri. Firați-ai, dracu, ați venit pe scandal, pe aia. Pușcariu!
Da! Sugita flocarii ăștia, șmecherii. Ce să-i faci, taică? OTV? N-am auzit. A, mă, nu cred. E Extra Night Show. Cât... Stai să mă amnecă. Cât paciu du biletau! Mă, ce dracu are golul ăsta de tot apare și tot dispare? Ia stați, mă, să fac o combinație, că ne ia la mișto golul. Cred că mă și duc. Fraților, dacă mă duc, să știți. Adică, na. O, știu ce dracu are căcatul ăsta de goal. Aia zic. Hai, Doamne. Vai, Doamne, vai, Doamne. Da. Fraților, am revenit pe live. Am fost mai devreme pe live pe CSC. Hai să ne strângem și noi mai mulți. Uite, suntem aproape 300 de oameni pe live. Și pe care îți pun o întrebare mai academică. Ai pățit vreodată să o pui pe una capră și să nu știe să stea, să ridice cocoașa gen? Da, da, am pățit. Am pățit și de-astea. Am învățat-o eu. O țineam de buce așa și... Ei, ziceam, stai să... Știi? La modul... Stai, pula... Știi? Salut, Ionuț Melinte. Băi, știi ce spun băieții de la Leipzig de tine? Ultima speță. Aia zic. 320 de oameni, încet, încet intră lumea pe aici să facem un pic de catering, un pic de show. Ai eliminat deja ce ai băgat în burtă? Da, lejer. Bă, uite, tot apare și tot dispare ăsta. Ce morții lui are, mă, mâncațești? Căcatul ăsta de type stream. Da! Răspunsul este da! Știi ce spune ea de la Betano despre mine? Ultimul pariol. Exact. Fraților, în această seară, questa sera, e, am dat o pulă cash out. Ce dracu, mă, să dau cash out? Mai era de cash out. Când am stat la un gol la săracea de Leipzig, dacă puneam pur și simplu victorie, Liverpool era biletul câștigat, da? N-am vrut să... A zis cineva că nu dă gol Leipzig. Nu l-am ascultat și aia e. Mulțumesc mult, Jepcar, pentru ponturi, chiar foarte mult, baftă la tot, mai multe bilete verzi în continuare. Da. Da, fraților, în această seară, pe acest canal minunat, Jepcar NCH, unde NCH vine de la Noaptea ca Hoții, voi vorbi despre un personaj care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Un personaj pe care îl cunoașteți cu toții. Vom face un react. Da, un react... Na, nu mai stau să trec prin tot. Am să vă spun așa în mare cam ce s-a întâmplat azi noapte. Aseară, de fapt. Remus a avut un live pe canalul său. De la... Nu știu, un manelist de acasă, pula mea. Era acasă la un manelist, în fine. Și a spus niște lucruri. Eu, aseară, când am făcut live-ul de pe telefon, nu am putut să vă spun exact, să fac o reacție la ce a spus Remus, pentru că nu am văzut. Bă, eu sunt genul de om
Eu sunt genul de om care nu vorbește, nu comentează până nu vede cu ochii lui. Deși erau niște oameni care îmi spuneau ce a spus Remus despre mine și pe care eu îi cunosc, adică sunt niște oameni super ok de pe live-uri, dar nu îmi place să-mi dau cu părerea, frate. Deci, știi cum sunt eu? Dacă îmi zice unul că a văzut-o pe... Dacă îmi zice Răzvan, de exemplu, că a văzut-o pe prietena mea că îi sugea pula unui negru, sau mă rog, unui pelican, și îmi spune, bă, era îmbrăcată cu o bluză așa, pe care eu o știu, până și... Bă, eu nu cred. Până nu văd, până nu iau legătura cu persoana în cauză, The Legend donează $100. Bună seara, domnule Scârlătescu, preparatele de acum câteva ore era o rețetă proprie. Mamă! Bombă de la The Legend! Vedeți? Nu ne-a donat pe ăsta, să nu cumva să facem Omega sau ceva. Să stăm pe OTV. Mulțumesc mult de tot, The Legend! Ne aruncă 100 de chiftele, așa, pac! Așa. De ce sunt rasist? Nu sunt, frate, rasist. Cum să fiu rasist? Ești nebun. Deci, Remus a spus niște lucruri. Și am să stau să vă spun, înainte să facem așa un mic react, am să vă spun niște lucruri. Înainte de toate, fraților, înainte de toate, am să fac un lucru pe care îl fac de obicei mentaliștii. Nu știu dacă v-ați uitat la diversi mentaliști care au apărut pe la diverse show-uri televizate, show-uri de talente, de antitalente și așa mai departe. Un mentalist random așa o să facă o treabă special pentru voi. O să rupem o pagină din această agendă. În ultima vreme îmi plac foarte mult agendele. Și ca să nu pun o barieră între mine și voi, am să rup o foaie la întâmplare. Să-mi spuneți voi unde să mă opresc. Să-mi spuneți stop și eu pun stop. Hai să vedem. Deci, hai, scrieți acolo stop. Și eu mă opresc când îmi spuneți voi. Hai. Haideți, spuneți. Gata, stop. Și o să rupem o pagină, vedeți, este goală, da? Ca să vadă toată lumea. Da? Să nu se interpreteze... Gata, gata. Să nu se interpreteze, Doamne ferește, altfel. Și o să facem o predicție. Eu o să scriu ceva. Deci am rupt o pagină, la întâmplare, da? Și am să scriu ceva pe pagina asta, am să fac o predicție și am să o pun deoparte. A, să vedem. O să scriem ceva pe ea. Să nu trișați. Și mă și semnez aici. Gata. Am făcut predicția. Am făcut predicția, fraților. Aici este predicția. Și am să o pun deoparte. Agenda o păstrăm pentru că mai avem nevoie de ea. Nu s-a văzut, nu s-a văzut. 540 de oameni în acest moment pe live. Bun. O să facem în felul următor. Poate face și noi 500 de like-uri dacă toți suntem 550 de oameni. Și o să facem în felul următor. Taraf Tartocolia. Da. Ideea este următoare. Vi s-a întâmplat vreodată
eu vă întreb, dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți impresia că cunoașteți cu adevărat un om și la un moment dat, de-a lungul timpului, într-un anumit moment, să vă dați seama că ați greșit, că v-ați înșelat în privința omului respectiv. Pentru că ceea ce vă voi spune în seara asta este exact ceea ce mi s-a întâmplat mie. Mie mi s-a întâmplat să îmi placă foarte mult un om. Foarte mult. Deci, la modul că i-aș fi mâncat din palmă. Și la un moment dat, încet, încet, mi-am dat seama cine este acel om cu adevărat. Din păcate, este dureros. Este dureros. De ce este dureros? Nu pentru că aș fi pierdut ceva din cauza lui. Din punctul meu de vedere, eu n-am pierdut absolut nimic. Absolut, absolut nimic. Însă, sau cel puțin n-am pierdut nimic material. Însă, aici, Miami. Deci ai agenda de-aia de poșteriță cu harta României la sfârșit și început. E o agendă pe care am găsit-o. Deci, aici s-a rupt ceva. Efectiv, s-a rupt ceva și s-a rupt iremediabil. Când am pornit la drum cu CSC, am avut în plan 3 jucători. Vedeți? Cumva 3, o cifră sfântă, da? Sfânta treime. Bine, să nu facem blasfemie din asta. Am pornit cu 3 băieți. Ei au fost Vedeanu, numărul 1, pentru că cu Vedeanu am avut o istorie în spate. Am mâncat o pâine împreună eu cu Vedeanu, pentru cei care nu știu. Eu cu Vedeanu am câștigat turnee de FIFA, am împărțit premii când ajungeam în finală cu el, ca să eliminăm tensiunea din ultimul meci și să nu mai riscăm. Împărțeam premiul. De exemplu, dacă locul 1 era 200 de lei și locul 2 100 de lei, făceam 150 cu 150. Da? Pentru că, da, eram frățește, împărțeam frățește. Și aproape în toate finalele în care m-am întâlnit cu Vedeanu, am câștigat eu, dar asta n-are importanță. Cred că palmaresul e, rezultatele între noi sunt undeva la 7-3 pentru mine, ceva de genul. Ca și finale dintre mine și el. Sau meciuri directe. Mai mult finale. Eu în finale îl băteam. În meciurile din grupe sau din ceva, mă mai bătea. Sau din fazele eliminatorii se mai întâmpla câteodată. Dar în finale, de obicei, eu câștigam. Hai să zicem un 7-3. Poate este o 4, poate este 9-2, whatever. Ideea este următoare. Eu cu Vedeanu am fost în aceeași echipă. În echipa pe care am făcut-o eu înainte de CSC și anume TEG. Da? Dacă vă aduceți aminte. Înainte de proiectul nostru de CSC sau TEG, cum s-a numit înainte, Vedeanu și Ghislain, Gizele, au fost cu mine întotdeauna și am mâncat cu ei o pâine. L-am avut pe Vedeanu în suflet, l-am în continuare. Indiferent de ce s-a întâmplat, de ce a făcut Vedeanu, că a fost neserios, că a făcut niște găinării, așa ca să zic,
că a făcut niște găinării pe aici. Nu vreau să intru în detalii. Știe el, de-aia nici nu vorbește prea multe. Vedea, nu e mai rezervat așa în afirmații, pentru că știe că a făcut niște găinării la noi. Dar nu are sens, că nu stau acum să pun biciu pe el. Eu doar vreau să spun atât. Vedeanu a fost și va rămâne în sufletul meu. Chiar dacă acum nu mai colaborăm, Vedeanu este aici în sufletul meu. Pentru mine, Vedeanu este în continuare regele. Sincer vă spun, Vedeanu pentru mine, jos pălăria. El este pentru mine regele. Nu contează cine se califică, cine face, cine are mai multe rezultate. A avut un an mai prost Vedeanu, treaba lui, dar pentru mine el rămâne regele. Și atât. Ce am trăit alături de Vedeanu și cred că toată lumea poate să confirme chestia asta. Toți care a stat pe CSC când ați fost 4.000 de oameni aproape când el a fost la un meci distanță, toți cred că puteți să confirmați. Vedeanu pentru noi este și va rămâne regele. 100%. Fără discuții, Vedeanu este regele. Mai departe. Al doilea jucător pe care l-am urmărit de mult timp, de pe vremea când câștiga la FIFA 17 turnee pe la tot felul de săl de-astea de cartier, săl de PS4, este Antonio Crăcan. Eu l-am urmărit pe copilul ăsta de când era în ascensiune. Se lupta de la egal la egal cu ceilalți jucători, cum e Vedeanu, cum era Marius Bucur, cei care erau în formă atunci, FIFA 17, FIFA 18. Cumva, urmărindu-l pe Antonio Crăcană, mi-am adus aminte de mine din anii mei de glorie. Stilul foarte bun, stilul de pase, driblingurile scurte, driblingurile în care o alea cele mai OP, l-am văzut pe Jepcar din 2008-2009 și chiar FIFA 13, FIFA 14, l-am văzut pe Jepcar de atunci. Și am zis, băiatul ăsta are talent. Este un talent uriaș pe care eu nu trebuie să-l ratez. Și m-am băgat pe fir și am zis, Antonio, trebuie să vii cu noi. Zis și făcut, ne-am înțeles, tot ok. Vedeanu, Antonio și rămânea încă un jucător de care aveam nevoie. Și haideți să vă spun. La FIFA 19, când eu eram foarte, foarte bun, unul dintre cei mai buni jucători din țară, când am pus mâna pe echipa aia lui Olimpiu și am început să fac show pe live-uri, că așa m-am lansat eu. Deci eu m-am lansat, vă spun eu, cu Olimpiu Roman. Da? Așa m-am lansat eu. Cu Olimpiu Roman. Cu echipa lui Olimpiu Roman, da? Și bineînțeles că aveam la un moment dat tot felul, dădeam la un moment dat tot felul de meciuri amicale, jucam tot felul de meciuri cu unul, cu altul, cu Vedeanu, cu... Și la un moment dat s-a băgat pe fir Maco. Eu cu Maco ne-am cunoscut la unchiul său acasă, când eu m-am dus să repar un controller de PlayStation 4. Și unchiul lui Maco, știți, povestea cu el și cu unchiul lui Maco, că s-au certat, când le-a luat casa foc, când aia, nu e treaba mea, nu comentez eu. Dar eu atunci l-am cunoscut pe Maco pentru că unchisul mi-a reparat controller. Și am jucat cu Maco după aia un match online, el m-a căutat să jucăm un match online, și m-a bătut Maco și l-am, bine, m-a bătut, dar mi-a zis ceva după meci care pe mine m-a deranjat, dar nu, băiatul n-a greșit. Eu am fost bulangiu și l-am înjurat pe Maco și i-am dat bloc. M-am comportat foarte urât. Drept pentru care i-am dat bloc și m-a durut în pulă. În fine,
Maco la un moment dat a apărut așa de nicăieri, a spus că el nu e supărat pe mine, că nu știu ce, și a vrut să joace cu mine niște amicale și am jucat niște amicale. Păi și s-a transformat Maco în sparring partner pentru mine. Îl băteam 95% din meciuri. Eram, repet, foarte, foarte, foarte încins la FIFA 19. Îl băteam aproape 95% din meciuri și Maco, sau cu ajutorul lui Maco, eu am reușit să-mi finisez niște faze pe care le tot încercam și tot le încercam și am început să mi le finisez datorită faptului că am jucat foarte multe meciuri cu Maco. Eu am ținut minte chestia asta. Nu știu, probabil Maco n-a urmărit neapărat să se lipească el de mine sau ceva, dar că nu știa, habar n-avea el că eu o să fac un proiect de genul ăsta. Dar eu l-am apreciat pe Maco pentru bunul simț, pentru faptul că de fiecare dată când pierdea cu mine, lăsa capul în jos, recunoștea, da frate, ai fost mai bun, nu știu ce, și chiar și când era el mai bun și mă bătea, nu zicea nimic, era foarte reținut și mă aștepta pe mine să vorbesc. Și eu spuneam, da frate, asta e, ai fost mai bun aici sau ai avut bula, nu contează. Și nu comenta, bă, deci a fost foarte, să zicem, excesiv de fair play. Uneori chiar trebuia să vorbească, dar nu vorbea. Probabil era acea barieră dintre noi. Stați că ajungem și acolo. Nu există așa ceva. Și la un moment dat, când am avut nevoie de al treilea jucător, i-am zis lui Bogdan, băi, zic, băi Bogdane, pariul meu este Maco. Adică, bă, ceva bun tot o să ne aducă băiatul ăsta. Ceva bun, nu știu ce. Pariul meu este Maco. Și bă, Mircea, dacă tu vrei, dacă tu simți că Maco e ce trebuie pentru tag, așa era atunci, atunci era tag, gata, îl luăm și pe Maco. Și am adus pe acești trei băieți. Între timp, până să facem noi proiectul, a apărut de nicăieri un jucător, un băiat pe care eu îl cunoșteam de la FIFA 2008-2009, când fusese el în scena de pro gaming, și anume Fantomas. Ăsta era numele lui de atunci. A renunțat la numele Fantomas și a devenit simplu Remus și atât. Remus Căpruciu. Cum am ajuns eu să dau de Remus? Păi ne-am întâlnit într-o dimineață la FIFA 19, la Weekend League. Și fiindcă el nu mai avea, adică avea deja 23 de meciuri câștigate, mai avea un meci sau două, nu, un meci mai avea și l-a jucat așa la OHA și mi l-a donat mie. Fără ca eu să-i cer sau ceva. Na. Dar așa m-am întâlnit eu cu Remus după nu știu cât timp. Mă rog, am vorbit noi în dimineața aia, l-am sunat, l-am rugat să-mi dea numărul de telefon, să-l sun, i-am mulțumit frumos că mi-a donat meciul. Atunci am făcut și eu parcă 23, nu mai contează, whatever. Că eu jucam cu echipa aia pușcărie, cu Mane, cu Salah. Și Remus a fost super ok, mi-a dat meci, nu știu ce, bla bla bla, ne-am vorbit. După care, la câteva luni distanță, când eu deja eram în ascensiune, Remus a avut o intervenție la adresa echipei naționale de FIFA, când echipa națională de FIFA a pierdut. Atunci, foarte multă lume, mai ales dintre jucătorii pro, inclusiv Ovi, au avut boală pe Remus pentru că Remus a avut curajul de a spune, de a-și exprima o opinie vis-a-vis de echipa națională. Chiar dacă în mod exagerat un pic, mai ales în anumite privințe, dar a avut coaie să spună, bă, am fost slabi, am pierdut, cu Norvegia parcă pierdusem atunci, am fost slabi, ne-au bătut aia de ne-a încăcat pe noi, ce pula mea se întâmplă aici?
Remus a făcut în live, în vlogul lui, pula mea, a făcut chestia asta. Și toată lumea a sărit să-l atace pe Remus. Toată lumea a sărit să dea în Remus. Toți, mi-aduc aminte. Dan Buzărnescu, Buțan, bine, Buțan mai puțin, așa că știți cum e. Buțan nu se ceartă cu nimeni, el e ok cu toată lumea, dar și Buțan, mi-aduc aminte că a dat în Remus. Ovi, pe vremea aia, dacă ziceai ceva de Buzărnescu, deci te lua Ovi și îți dădea mare capac, așa, pac! Era Buzărnescu copilul lui Ovi. Deci, Buzărnescu era copilul pe care nu l-a avut Ovi încă. Așa era atunci Buzărnescu pentru Ovi. Ăsta era Buzărnescu, fraților. Pentru că Buzărnescu fusese campion național. El câștigase preselecția pentru echipa națională, având și avantaj echipa, pe atunci conta destul de mult echipa, care era la început, avea Grasu, avea Cruyff, avea Gullit, avea cam cea mai bună echipă pe care o putea avea la momentul respectiv. Și cine a fost locul 2? Marius Bucur a avut o echipă mult mai moale. Cei mai buni fiind Mbappé Gold și Ronaldo Gold. Dar, da, a câștigat pe merit, a avut o zi foarte bună. Buzărnescu, când prinde o zi foarte bună, ferească Sfântul să dai de el. Deci Buzărnescu nu este un jucător constant. Treaba lui ce face în viața personală. Însă are câteva zile, cum a prins și la noi la CSC, prima cupă el a câștigat-o. A prins o zi foarte bună și aia a fost. S-a legat totul, bravo lui, a câștigat. El era capitanul echipei naționale de FIFA, alături de Marius Bucur, Buțan și care era al patrulea? Cine? Și Robert Dumitru, bravo. Păi cum puteam să-l uit pe Robert Dumitru? Și atunci toată lumea se lua de Remus. Remus devenise un fel de ciuca bătăilor. Toată lumea, deci era chestia aia, scuipați aici, știi? Și poza cu Remus. Cam așa era comunitatea de FIFA atunci, pentru că nimeni nu-l cunoștea pe Remus. Toată lumea, adică nimeni, habar n-aveau oamenii cine pula mea este Remus. Nu exista. Și eu am avut un live într-o seară, când eram la mine în mansardă, și am spus ceva la modul, frate, eu n-am nimic cu Remus. Mie mi se pare că toată lumea se ia degeaba de el. Remus era la mine pe live atunci. Mie mi se pare că se aruncă cu căcat în Remus degeaba. Pentru că omul n-a făcut altceva decât să-și exprime o opinie. Hai să o luăm altfel. Joacă acum CSC. Da? Joacă CSC, joacă Vedeanu la regionale, da? Și este la un meci de calificare. Și nu se califică. Și pe FIFA România, unde este grupul comunității, grupul oficial al comunității, se trezește, nu știu cine se uite, Alin Minea, de exemplu, care e pielea pulii. Cine e Alin Minea? Nu există, practic, da? Se trezește Alin Minea și începe. Bă, Vedeanu, de ce n-ai făcut aia? De ce n-ai făcut aia? Bă, de ce n-ai dat acolo? De ce n-ai făcut acolo? De ce n-ai pasat în ultimul minut? De ce n-ai ținut de minge? Aveai avantaj. De ce nu ai făcut asta? Ești un jucător fără viitor. Nu știu. Și începe și spune. Bă, frate, recunosc în primă fază îl banez după CSC eSports. E normal, în pula mea, vii la mine acasă, să mă înjur la mine acasă. Du-te în pula mea. La modul ăsta sunt. Pleacă în pula mea de fragaier. Păi vii să mă înjur la mine acasă. Dar pe FIFA România nu văd de ce i-aș da bani. Pentru că atunci Remus și-a luat bani pe FIFA România de la Dan Buzărnescu, copilul lui Ovi, de atunci. Între timp l-a abandonat un pic așa. L-a mai renegat. Nu l-a abandonat. L-a renegat. Nu știu cine este acum copilul lui Ovi. Va trebui să aflăm. Deci, Dan Buzărnescu i-a dat bani lui Remus
că Remus a avut coaie să spună o opinie public. Andu e copilul lui Ovi? Nu, a fost și Andu la un moment dat nepot de-a lui Ovi. Nu mai e. Nu mai. A fost, nu mai e. Nu mai e. A fost cândva nepotul lui Ovi Andu. Eu am crezut că e copilul, dar după aia am aflat că era nepot. Da? Însă, ideea este că în momentul ăla eu am fost singurul care am luat apărarea lui Remus. Dar de ce am luat apărarea? Atenție, atenție! Ho. Pentru că cândva în viața asta și eu am avut curaj de a-mi exprima o opinie. De a spune un adevăr. Remus a spus un adevăr atunci. E adevărat. Dureros, dar și tăios. Cu tentă de hate. E adevărat. Nu trebuia să lovească chiar atât de urât. Trebuia să fie un pic mai diplomat, un pic mai calculat, având în vedere că erau chestii sensibile. Dar ce a făcut Remus? S-a exprimat public, fără să jignească. N-a spus muie Buzărnescu, muie Buțan, muie Bucur, muie Dumitru. Nu, tată. Omul a spus. De ce am pierdut meciul ăla? De ce? Nu știu ce. A fost foarte tăios. Drept urmare, și-a luat bani. Eu eram pe live la mine și am spus, bă, coaie, mie nu mi se pare ok. Urmând ca ulterior chiar să vorbesc cu Ovi pe chat-ul ăla pe care îl avem noi de admin, de fapt nu cu Ovi, ci cu toți adminii, și să spun clar, bă, fraților, eu nu înțeleg de ce are Remus bani pe FIFA România. Dacă puteți să-mi spuneți și mie, uite, chiar o să caut discuția de atunci, deși e mult, mult de căutat, dar chiar o să caut, sunt curios de ce i-au dat atunci bani. Probabil, na, dă supărare, dă pula mea, dar nu trebuia bani. Bă, bani dai când un utilizator jignește un alt utilizator sau jignește un admin, atunci bani direct, fără discuții. În cazul de față, da, atacase echipa națională, unde într-adevăr era și Buzărnescu, pe atunci copilul lui Ovi, admin pe FIFA România, dar nu l-a jignit cu nimic. A, s-au jignit ei, am înțeles, după aia în privat. E treaba lor. Păi în privat, păi stai puțin, frate. Am tot dreptul în privat să mă jignesc cu cine vreau. Dacă vreau eu acum să-l iau pe, nu știu, pe cine să zic, pe Vlad Ungureanu, pula mea, e și el YouTuber, și-l iau în privat și zic, bă Vlad, du-te bă pula mea cu aia. Pleacă în pula mea de aici. Bă, frate, nu am făcut-o în public. L-am luat în privat, l-am dat în pula mea, m-a dat și el în pula lui dacă are coaie, dacă nu cumva am ridicat acea barieră de comunicare. Și ne dăm în pula noastră așa, în privat. Păi da, de ce să-i dau eu lui Ungureanu bani pe FIFA România? Poate mă dă el primul în pula lui. Păi de ce să-i dau bani pe FIFA România? Bă, dacă m-ai acuzat de hoție, ai insinuat că mi-am tras niște foloase necuvenite, ai făcut de-astea nasoale, da, atunci pot să mă răzbun. Da, pot să spun ceva de genul, mai du-te mă în pula mea că ești un om toxic, pleacă în pula mea de pe FIFA România. Dar dacă tu n-ai jignit în public, dacă tu nu ai sărit calul, păi eu de ce să-ți dau bani? De ce să-ți dăm bani de pe FIFA România? Păi așa trebuie să fim securiști, comuniști și să dăm la toți bani. Deci. Și au fost banați mai mulți useri care au avut curajul atunci să ia apărarea lui Remus în postarea lui. Bine. Atenție. I-au luat apărarea doi oameni. Ceva de genul. Nu eu. Eu i-am luat apărarea pe live. N-am mai văzut atunci niciun live de YouTuber de FIFA în care lui Remus să ia cineva apărarea. Poate unii nu-l știau, dar nu i-a mai luat nimeni apărarea lui Remus. Eu am făcut asta. Fără să mă gândesc prea mult,
pentru că m-am gândit că omul și-a exprimat o opinie. Voi fi procedat bine, noi fi procedat bine. La un moment dat am reușit să-i conving pe ceilalți admini să-i scoată banul lui Remus. Și Remus a revenit pe FIFA România, s-a liniștit. După care, când am fost foarte aproape să dăm drumul la CSC, Remus a spus că el este un foarte bun trader. Deja a început el să facă niște chestii cu trading cu pula mea. Și am început să luăm în serios în calcul pentru a face parte din echipa noastră ca trader. Ca trader. N-am să vă mai povestesc tot acum, pentru că știți povestea, ce a continuat după. Am să trec în revistă niște chestii. Din punctul meu de vedere, repet, subiectiv vorbind, eu l-am făcut pe Remus să aibă un nume în comunitate. El nu exista, practic. El a încercat să se ridice printr-un scandal, să-l ia și pe el cineva în seamă, că nu, să-l bage și pe el cineva în seamă, că nu-l băga nimeni în seamă. Și a încercat să se ridice printr-un scandal. Scandalul cu echipa națională. O chestie foarte sensibilă în comunitatea de FIFA. Și cred că în orice comunitate de pro-gaming, indiferent de joc, să vedeți cum se porcăiesc ea pe la CSGO, când e vorba de echipa națională, cum se porcăiesc ea la Dota, la League of Legends, la pula mea, la Dota mai ales. Bă, nu-l cunoștea nimeni pe Remus. Eu l-am băgat în seamă, l-am invitat pe să facă parte din proiect ca trader. Eu l-am făcut pe Remus, repet, ceea ce este el acum. Eu. Mai mult de atât, Remus a vrut să aibă admin și pe FIFA România. S-a dat bine pe lângă Ovi, s-a dat bine pe lângă toți. A început să se dea bine pe lângă toți cu care a avusese beef înainte. S-a pus bine cu absolut toată lumea, inclusiv cu Dan Buzărnescu, pe care înainte îl lua la pulă. S-a înșurubat pe lângă toți și m-a convins pe mine să îi cer lui Ovi să-i dea admin lui Remus. L-am întrebat pe Ovi, bă, mă, să-i dăm, mă, ce zici? Între timp, Remus s-a dat bine pe lângă Ovi, a început să-l ajute cu trading și cu anumite sfaturi pentru Weekend League. Atenție, lucruri foarte ok, fără doar și poate, adică nimic de contrazis aici, pentru că Remus are niște calități fantastice și o să vedeți imediat de unde vin calitățile. Remus știe să se dea bine pe lângă tine. Este maestru. Maestru. Și-a dat seama că prin scandal nu se poate apropia de oameni, de anumiți oameni, mai ales din vârful ierarhiei. Și atunci s-a dat foarte bine pe lângă acești oameni. Pentru că altfel nu putea. Nu putea să se apropie de ei. În momentul în care eu am aflat că Remus m-a vorbit pe la spate cu Cosmin Petrescu, am început să am niște bănuieli. Prima reacție a mea, o știe și Remus și o poate confirma, a fost când eu l-am sunat pe Remus și l-am întrebat de ce a făcut chestia asta și l-am iertat. Băi, eu cred că 99 din 100 de oameni în locul meu îl ejaculau instant pe Remus. Instant. Pentru că a dat duma și la loc. A plimbat vorba de la noi la peste 5-6 persoane. Atâta știam eu. Fraților, eu l-am iertat pe Remus, însă am început să am niște revelații.
Remus a dat bine și pe lângă Bogdan. Soțul. Căruia i-a propus tot felul de proiecte. Noi aici, la CSC, am făcut niște lucruri. Unele au ieșit, altele nu. Dar vă garantez că tot ce a întreprins Remus, făcut de el 100% sau cap-coadă, n-a existat o coadă pentru că n-a dus la bun sfârșit absolut nimic. Este cel mai delăsător om pe care l-am cunoscut când vine vorba de pro-gaming. Un om cu calități foarte bune pe plan tactic. Un om cu o minte deschisă. Un om care a lucrat la pușcărie. Gardian la pușcărie. Care a stat între pușcăriași. Un om care a făcut training în vânzări. Un om dezvoltat pe partea asta. Cu o dezvoltare personală foarte bună. Un astfel de om, cu toate că a început atâtea proiecte aici la noi, nu a dus la bun sfârșit niciunul dintre ele. Absolut niciun. Aseară a spus oamenilor, le-a spus oamenilor pe live-ul său că eu am ridicat o barieră de comunicare între mine și ei și că motivul pentru care oamenii din CSC, jucătorii din CSC, adică Vedeanu, Antonio, nu știu dacă s-a referit și la Maco, habar n-am, în loc să vină să-i spună, să-mi spună mie problemele față în față, inclusiv Remus, în loc să vină să spună față în față, se duceau, deci jucătorii se duceau și îi spuneau lui Remus. Se plângeau la Remus. Uite mă ce mi-a făcut șepcarul ăla, uite mă. Eu sunt curios dacă Antonio și Vedeanu ar putea să intre să vorbească cu mine live și să spună vreodată, să-mi spună mie, de față cu, uite, 850 de oameni, să-mi spună că ei n-au putut să vorbească niciodată cu mine. Că eu am fost foarte bun și ca lider când totul mergea foarte bine. Când banii erau ăia promiși, când totul era lapte și miere, totul mergea lux. Eu eram un lider extraordinar și eram lăudat peste tot, cel mai tare manager, cel mai tare lider, cel mai pula mea. Când banii au început să nu mai vină, la fel, când am început să tăiem din salarii, l-aș întreba eu pe Antonio de ce, nu știu, așa, random, l-aș întreba eu pe Antonio de ce i-am tăiat salariul la un moment dat. Uite, vă las pe voi să credeți că eu sunt muist, că i-am tăiat salariul la un moment dat. I-am tăiat 100 de euro din salariu. Și o să vă las pe voi să credeți că Jepcar este un muist. E mai bine așa. Și aș vrea să spun Antonio de ce i s-a tăiat salariul. Că, bă, nu există fum fără foc. Ceva s-a întâmplat, s-a produs un scut, s-a produs o extorsiune al unui detașament într-o apă. Deci, vreau să știu, să spun Antonio, dacă salariul care i s-a tăiat atunci, i s-a tăiat pe bune sau că am fost eu muist. În momentul în care i s-a tăiat salariul lui Antonio, degeaba, evident că sunt eu muist, i-am spus lui Antonio așa. Uite, Antonio, ca să îți dau 100 de euro înapoi luna viitoare,
trebuie să faci aia. Adică să-mi joace mie 15 meciuri la Weekend League. De ce să-mi joace mie 15 meciuri la Weekend League? Pentru că eu nu aveam timp din cauza live-urilor lungi pe care le făceam și din cauza faptului că eu ziua munceam și la alte proiecte legate de CSC. La prezentări pentru potențial parteneri sau sponsori, etc. Și nu aveam când să le mai joc. Și i-am spus lui Antonio, bă, contează foarte mult contentul pe care noi îl livrăm oamenilor joi și uite, îți dăm 100 de euro înapoi dacă joci 15 meciuri pentru mine, joc eu primele 15 și tu mi le joci pe următoarele 15. Zis și făcut. Mai mult de atât, Antonio, ca să-mi demonstreze atunci că este, că își merită banii aia și că m-am înșelat în privința lui, nu că mi-a jucat 15, mi-a jucat odată un cont întreg. Adică 30 de meciuri. Eu oricum eram plecat, nu mai știu pe unde am fost plecat, pe la munte, pe la pula mea. Mi-a jucat un cont întreg. Adică 30. Eu văzând, și a jucat și lui Bogdan, mi se pare, vreo 10 meciuri pe cont. Lui Bogdan, soțul. Că nici ăsta n-avea timp să le joace. Că noi trebuia să livrăm la, adică în fiecare joi, niște pachete. Foarte bine. Eu am zis lui Antonio, bă, felicitări, bravo. Nu l-am ridicat foarte mult în slăvi, dar i-am dat 100 de euro înapoi. Adică, nu știu câți ar mai fi făcut chestia asta. Eu așa am zis, bă, m-am dus la Bogdan și i-am spus, a, Bogdan, să-i dăm bănuții înapoi. A ținut-o așa Antonio o lună de zile. După o lună de zile, a început să joace pe alte conturi, deși eu îi spuneam clar să nu mai joace. Mai mult de atât, a început să mă lase și cu curul în baltă când eu aveam nevoie de meciuri jucate la Weekend League. Adică îi spuneam, băi Antonio, mi le joci și mie sigur, da? Ca să nu mai stau eu cu stres, nu știu, mă culc, mă nu știu ce. Mă lăsa Antonio cu curul în baltă. Nu mi le jucam. S-a întâmplat odată, am zis, ai, pula mea, s-a mai întâmplat încă o dată. Până când, la un moment dat, ajungea să-mi spună Antonio că, bă, nu pot să joc ție, acum nu pot să joc și la tine, că i-am promis lui Stroie. Ce? Deși eu le-am spus clar și lui Vedeanu, și lui Antonio, și lui Maco să nu joace pe alte conturi și să-și joace meciurile lor și eventual meciurile noastre, adică familia noastră, să joace meciurile familiei noastre, adică ce înseamnă asta? La el? La mine? Sau la Bogdan? Atât! Să nu joace, că dacă vrea, dacă voia omul antrenament, în plus, juca pe contul meu și pe contul lui soțul. Și să nu joace la alții contra cost. Chiar l-am întrebat, băi Antonio, poți să faci chestia asta? Că, na, avem nevoie aici, în familie de tine. Nu să joci la Stroie, la Moie, la Coie, la Doie. El avea pe unul Boieriu, pe pula mea, încă vreo doi băieți, își lua câteodată trei conturi. De ce? Pentru că era foarte bun, era contact. Niciodată n-am fost de acord cu asta. Remus venea aici, la studio, și am oameni care pot să confirme chestia asta. Unul dintre ei este Manu. Remus venea aici, la studio, deși știa că eu am interzis clar să se joace pe alte conturi, păi Remus îl dorea în pulă, venea la studio, noaptea, când eu nu eram aici, spre dimineață, și stătea cu băieții care jucau pe alte conturi, adică Antonio și Maco. Vedeanu nu juca niciodată.
A, Vedeanu juca, dar ai jucat lui Ghislain, lui Văzu. Pula. Sau câteodată Vedeanu mai juca și la mine. Remus îi acoperea, practic. Deci asta făcea Remus. Venea la studio și îi acoperea pe băieți. Adică mi-ascundea mie... Da, atenție! Îmi ascundea până la un moment dat. Când eu vorbeam cu el și spuneam, bă, vedeam nu mai dă randament, Antonio a început să scadă și el, pula mea, știi ce îmi spunea atunci Remus? Mi-e martor Dumnezeu, deci mă închin. Știi ce îmi spunea Remus? Păi bro, normal în pula mea dacă își iau câte 2-3 conturi de căciul. Remus, care îi acoperea. Știți cum făcea Remus? Cum făcea mama. Mama mă acoperea în fața lui tata, când mai făceam cât o boacănă, și după aia se ducea și îi spunea lui tata. Dar nu îi spunea imediat. Îi spunea la o zi distanță, dar îi spunea. Dar era soția lui tata. Deci, Remus îi acoperea, dar fals. Pentru că după aia venea și ne spunea și mie și lui Bogdan că Vedeanu a jucat la Ghislain, că ăsta, Macu a jucat pe nu știu câte conturi, că Antonio a jucat pe nu știu câte conturi. Dar față în față cu ei, el era salvatorul. El era cel care îi acoperea. Deci, de o viclenie ieșită din comun. Băieții, cumva, l-au văzut pe Remus ca un fel de umăr pe care să plângă când nu le convenea ceva. Poate câteodată băieții erau îndreptățiți să se ridice și să nu le convină ceva. Poate că erau prea puțin bani. Pentru că, așa cum a spus Remus aseară, salariul pe care noi îl ofeream băieților de la CSC nu se putea compara cu conturile pe care le luau ei pe lângă. Deci ei ajungeau să facă undeva la 1000 de euro pe lună. Iar noi, acum pot să spun, mă doare în pulă, noi le ofeream 300 de euro. Iar Vedeanu a avut 400 de euro. E adevărat, o perioadă a avut 300 și Vedeanu, ulterior i-am crescut la 400. Cel mai mare salariu l-a avut Vedeanu și Vedeanu a primit și bonusuri de performanță. La fel și Antonio într-un timp a primit bonusuri de performanță. Stați că voi asta nu știți. Bonusuri de performanță. Veteran clan, nu din 300 luam 100. Bă, fraților, mergeți și dați-vă cu un pic de apă pe față. Veteran clan, dă-ți cu un pic de apă pe față și fii atent. Concentrează-te la ce spun eu. Vedeanu a pornit cu 300 și a ajuns la 400 bani în mână. Plus bonusuri de performanță. Știu că într-o lună a luat Vedeanu aproape 600 de euro. Este Vedeanu? Scrie-mi, te rog, dacă mă înșel. Într-o lună, când era Vedeanu în ascensiune puternică, cred că într-o lună a luat de la noi 600 de euro. Sau pe acolo. Noi nu avem salarii, nu avem salarii de Europa de Vest. În Europa de Vest, un jucător pro câștigă între 1000 și 2000 de euro pe lună. Exceptându-i pe aia super mega încinși, care sunt în primele locuri la regionale, care aia câștigă 3000 jumate, 4000. Dar sunt cazuri foarte rare. Nu avem salarii de Europa de Vest. Dar băieții au agreat chestia asta de la început. Deși le-am spus clar să nu joace pe alte conturi. Antonio Crăcană zice așa. Singurul lucru pe care vreau să-l zic aici este că din mai, când am aflat de conturi, până atunci am jucat doar o dată pe un cont, a fost și momentul când a fost tăiat salariul din cauza pandemiei. Nu, stai. Tăierea salariului din cauza pandemiei e cu totul și cu totul altceva.
Pentru că voi n-ați mai avut activitate atunci. Deci, hai să nu vorbim de tăierea salariului din pandemie. Pentru că atunci am tăiat și la Manu, am tăiat la toată lumea. Nu știam ce se va întâmpla, a trebuit să ne autofinanțăm. Bun, și haideți să vă spun eu un lucru. Întreba lumea, cu cine am împărțit eu donațiile de pe CSC? Și Remus a spus că eu împărțeam donațiile cu Bogdan, cu soțul. Fals. Fals. Eu, la CSC, am împărțit donațiile cu jucătorii echipei CSC. Și vă spun imediat. Pentru că banii pe care eu îi dădeam lui Bogdan ajungeau la CSC, la băieți. Bogdan nu își oprea nimic, din contră, punea și de la el din buzunar. Eu, Jepcar, trebuia să muncesc pentru toți jucătorii. Pentru că ei, dacă își făceau singur canal de pula mea, de deschis pachete, nu scoteau niciodată pula mea mai mult de 10-20 de euro pe live. Eu scoteam pe live-uri de deschis pachete 200-300, uneori am făcut și 500-600. Banii, practic, îi împărțeam cu ei, nu cu Bogdan. Și asta poate să confirme și Bogdan. Pentru că așa au fost lucrurile. Practic, Bogdan a băgat 50.000 la început în CSC și n-a scos niciun ban. Bogdan, până acum, din CSC, n-a scos niciun ban. Toți banii i-a băgat în echipă. Și mai era și Elena, pe care tot eu o plăteam, cu 200 de euro pe lună. Adică 4 apariții, uneori chiar 3. Și când apărea de 3 ori, tot 200 de euro îi dădeam. 200 de euro salariul Elena, 400 Vedeanu, 300 Antonio, 200 Maco. Faceți și voi un calcul, vă rog. Vă rog frumos să faceți un calcul. Hai să mai calculăm o dată. Că, na, trebuie să o facem ca la carte. Eu aici spun adevărul 100%. Deci, 400 Vedeanu plus 300 Antonio plus 200 Maco plus 200 Elena plus, stați că asta nu e tot, 500 firte. 1600 de euro. Mai faceți și voi calculul. 1600 cu tot cu firte. Firte avea 500 de euro. Vă rog frumos să calculați și voi, că poate nu-mi dă mie bine. 4, 3, 2, 2, 5. 1600 de euro. Toți banii ăștia, dar firte avea 500. Dar firte nu avea 500 în mână. Avea 250 și 250 îi plăteam garsoniera, pentru că firte nu avea unde să stea. Noi îi plăteam garsonierul lui firte. Chirie. Eu am fost cu firte și i-am găsit chirie, l-am ajutat să închirieze, că na, dacă mă ocup cu imobiliare, mi-e foarte simplu. Noi, deci, din donații, 1600 de euro ajungeau la echipă. Și stați! Asta nu e tot. Mai nou, plus 100 la Remus. 1700. 1700 de euro. Pentru că 100 erau la Remus. 100 erau la Remus. Ca să ne înțelegem. Pentru că la un moment dat l-am luat și pe Remus cu 100 de euro plus ce mai făcea el din meditații și din pula mea. Acolo era dealul lui cu Bogdan. Deci 1700 de euro s-au dus la echipa CSC. Și acum haideți să facem un calcul. Vreți să facem un calcul? Dacă 1700 de euro s-au dus în echipa CSC la început, când noi făceam 2000
200 de euro donații. Câți bani ajungeau la Șepcar? Câți bani ajungeau la Șepcar? Că nu mai știu la ora asta să calculez. Un Șepcar care muncea pentru toți. Să-i plătească pe toți. Câți bani au ajuns la Șepcar? Și eu vă întreb pe voi, dacă vi se pare corect. Vă întreb pe voi, nu, deci sincer, vreau să-mi spuneți voi, fără nicio problemă, uite, 925 de oameni, dacă vouă vi se pare corect, ca Șepcar, care făcea minim 2000 de euro pe lună, înainte de CSC, să ajungă să câștige 500 de euro. Vi se pare corect? Eu vă întreb pe voi. Nu, Nede, lăsați-l pe Nede, că Nede a prins era nouă. N-are treabă Nede. Nu vorbim de Nede acum. Nede a prins era nouă, în care condițiile erau altele. Dacă vi se pare corect ca Șepcar să primească 500 de euro pe toată munca, că el ținea toată echipa, că din donații era singura sursă, pentru că noi ne autofinanțam, singura sursă de venit. Jucătorii credeau că sunt plătiți de Bogdan. Fals. Jucătorii erau plătiți de Șepcar prin donațiile pe care le făcea. Era singura sursă de venit pentru CSC. Singura sursă de finanțare. De ce oare? Vă spun eu de ce. Și Bogdan mai punea și bani din buzunarul lui câteodată. Vă spun eu de ce. Pentru că Șepcar și Bogdan au făcut sacrificii pentru a ține echipa asta. Sacrificii. Știe Remus ce înseamnă sacrificiu? Știe Antonio ce înseamnă sacrificiu? Știe Vedeanu ce înseamnă sacrificiu? Știe Maco ce înseamnă sacrificiu? Le-am spus noi vreodată oamenilor asta? Toată lumea știa că banii vin de la Bogdan. Le făcea Bogdan plicurile și Șepcar se ducea și le dădea plicurile fiecare. Era bine când veneau plicurile de sus, nu? De la Bogdan. De unde credeți că veneau banii? Ha? Ce înseamnă oare sacrificiu? Două secunde. Antonio zice... 100 când am aflat de conturi, n-am avut niciodată 300 să confirme Șepcar că n-am avut 300 pe lună niciodată de când am aflat de conturi, adică din pandemie. Corect? 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 Din pandemie n-ai mai luat 300. S-a tăiat la toată lumea la 100 de euro. Inclusiv lui Manu. La toată lumea s-a tăiat la 100 de euro. Toată lumea. Toată lumea a câștigat 100 de euro. Iar eu, pentru că stăteam și făceam de acasă, haide să vă spun și pe asta, pentru că eu făceam de acasă și practic eu munceam împreună cu Manu, eu îmi luam 200 de euro pe săptămână. De ce? Pentru că voiam să aduc bani în CSC, să-și mai recupereze Bogdan din investiție. Din foarte mult respect pentru Bogdan. Și luam 200 de euro pe săptămână, pentru că aveam nevoie. Aveam nevoie de banii ăștia. Să pot să mă duc la Carrefour o dată pe săptămână, să, la Auchan, să pot să umplu un căruț de ăla și să nu mai ies din casă în pula mea, că era pandemie, venea babaul, ne mânca. Că așa știam atunci. Când ieșeam ca un cosmonaut pe stradă. Când era frică la toți în pula mea, eram căcați pe noi
Și toți interlopii, toți șmecherii, toți golanii erau în casă la Nani. Nu eram doar eu speriat, eram cu toții speriați, coaie. Și eu stăteam acasă și făceam video chat, practic. Da? Eu încasam 200 de euro pe săptămână. Faceți un calcul. Și restul mergeau la Bogdan, bineînțeles, mergeau la Vedean 100, la Antonio 100, la Manu 100 și la Elena 100, o perioadă. Și restul la CSC. Faceți voi un calcul acum. Fraților, oamenii ăștia s-au obișnuit în pandemie cu conturi. Contaci, să fie contaci. Antonio, cel puțin, a descoperit că poate să-și facă un venit sigur din conturi. Și noi am spus așa, băi Antonio, dacă tu vrei să continui să joci pe conturi, vii aici și ți le joci, nicio problemă, dar noi nu te mai plătim decât cu 100. Că nu mi se pare corect să-ți dăm 300 de euro și tu să faci 1000 pe lângă. Iar nouă să nu ne dai nimic. Când tu vii și joci de la noi, de la sală, și de la studio, și tu faci 1000 de euro pe lună, și eu să-ți dau 300. Pentru ce? Că îmi livrezi două top 100? Fă un calcul, Antonio. Ia și calculează. Și mergem și la Stabor, la voi, la țigani, și calculăm. Merită pentru mine să-ți dau încă 300 pe lângă aia 1000 pe care îi faci tu lunar? Din ce mi-aduci tu mie? Tu crezi că noi nu ne-am făcut calculele astea business vorbind? Merită? Asta erau nemulțumirile lui Antonio vis-a-vis de mine. Că nu i-am făcut nimic lui Antonio vreodată. Ce i-am făcut lui Antonio? Ce i-am făcut eu mă lui Antonio? Ce i-am făcut eu mă lui Vedean? Era bun jepcar când venea plicul mereu, când câteodată Antonio nici măcar nu venea să-și ridice plicul de la studio. Îl lăsam eu pe birou, îl ascundeam sub tastatură. Venea și-l lua a doua zi. Sau când avea el chef. Nu? Nu, Antonio? Greșesc cu ceva? Greșesc cu ceva, Vedeanu, că uite, ești aici, pe live. Spune tu dacă mint eu cu ceva. Bă, hai să nu trecem peste chestia asta. Bă, mint eu cu ceva, Antonio Vedeanu. Am mințit eu cu ceva până acum. Hai ca să nu, vă rog eu frumos, să nu trecem mai departe. Antonio Vedeanu, uite, ești aici cu noi. Am mințit eu cu ceva până acum? Uite, Antonio zice, da, nu ți-am zis niciodată nimic, știam că nu fac bani, nu mi-ai făcut niciodată nimic, am zis eu ceva, doar atât, este plauzibil că sunt contact. Cum adică? A, că făceai bani din conturi? Da, da, pula mea, aia e. Da, de câte ori am trecut eu peste găinăriile pe care le-ai făcut tu în CSC? Știi foarte bine la ce mă refer. Nu le fac publice acum. E urât din partea mea. Ți-am vorbit ca unui fiu. Când erai cu Ianis aici, știi, sub scara aici la noi, la CSC. A? Și ți-am vorbit ca un părinte unui fiu. Când știi foarte bine ce ați făcut aici. A? Am fost bun atunci? Am fost bun când veneam și stăteam de fiecare dată cu tine și zvoream, băi Antonio. Hai mă, Antonio, să facem. Ba chiar o dădeam pe mișto. Când veneam și găseam ce găseam, știi tu unde. Ce spuneam eu? Băi, Antonio, o dădeam pe miștouri. Ziceam, dar cum ar fi să, nu știu ce, pula mea. Nu o dădeam noi pe miștouri. Dar vorbeam ca un părinte unui copil. Hai să o spunem pe aia. Nu mă dau tactul, că nu sunt tactul. Da, este sau nu este așa? Pelicanul lui Remus donează două bucăți, forța Pelicanul! Mersi, mersi, mersi. Pelicanul lui Remus. Când ați făcut voi aici treaba aia, știți voi? Care a fost reacția mea? Atunci s-a putut vorbi cu mine, Antonio? A?
Ia zi. Păi ce treabă are că eu mă joc de acasă în pandemie? Păi te-ai jucat doar de acasă? N-ai venit și la noi aici și ai jucat după aia? Băi Antonio. Băi Antonio. Venea Manu aici și vă găsea că vă jucați pe 14 conturi în pula mea. Era și Manu. Era Remus cu voi. Eu nu eram la studio. Băi Antonio. Asom pizda, măsi. Hai să fim... Hai să fim oameni. Să fim cinstiți. Vedea, nu ai ceva de comentat la ce am spus eu până acum? Antonio zice, da, am jucat și de acolo, dar n-am dat topuri peste topuri pe live. Băi, Antonio, calculează, te rog eu, mult de tot. Banii pe care îi făceam datorită conturilor tale top 100, banii în plus pe care îi făceam, și vezi după aia, te rog, dacă este business. Dacă poți să scoți profit din asta. Atât, te rog. Nu spun că n-ai adus. Ba te-am lăudat de atâtea ori când ai făcut 3 ori 30 cu 0 într-o săptămână, într-un weekend. Cine te-a lăudat pe aici? Eram pula mea! Ți-o luam și la muie pe live dacă era nevoie. Cât te-am lăudat, cât te-am susținut, că te-am iubit din tot sufletul. Și țin la tine și acum în pula mea. Nu fi nebun. Cum poți tu să spui de mine ceva rău? Păi normal că spui ceva rău când te-a montat Pelicanul. Pelicanul care mergea în, a fost în cantonament cu noi și care mai tot timpul era absent. A? Mai tot timpul Pelicanul era absent. Unde era Pelicanul în cantonament? Că nu era. Ori dormea, ori își făcea alte treburi de ale lui, numai cu noi nu stătea. Am și pe cineva care poate să ne confirme, o să intrăm în direct în câteva momente cu cineva. Uite, vedea nu-i pus pe miștori. Dar până atunci, când a văzut Pelicanul că treaba se cam incintă pe aici, pe la noi, pe la CSC, că nu prea mai e combinație de făcut bani. Normal, dacă nu muncea, nu făcea nici bani. S-a apucat să facă ce știa el de mai de mult, deși nu știu dacă s-a oprit vreodată din făcut asta, și anume să agațe oameni din comunitatea de FIFA cu scopul de a le vinde altceva. Alături de noi în această seară se află Cătălin Habără, care o să intre cu noi în direct și pe care am să vi-l pun atât audio cât și video. Am să întorc telefonul către voi și am să vi-l prezint pe Cătălin. Cătălin, poți să vorbești cu cameră? Poți să apar pe cameră? Ești... Ai fața machiată? Ai... A? Două secunde. Stai că a zis două secunde. Hai să-l vedem pe Cătălin Habără. Pe mine m-a sunat Cătălin Habără astăzi și nu mi-a venit să cred ce am auzit. Haideți să vă spun. Îl tragem sus pe Cătălin Habără. Și am să vă spun tot planul lui Remus. Tot planul lui Remus am să vi-l devoalez după aia. Ohoho! Salut, salut! Uitați-l pe domnul Habără. Stați așa să întorc. Salut,
Dramatist total, ia zi! Dramatist total, acum te mai să trăiești pe rei sportului și nu numai. Așa. Ăla, numai puțin. Îl auziți pe Cătălin Habără, băieți? E tot ok? Îl auziți? Îl auziți, domn Pițucu? Da, cred că mă aud. Da, toată lumea l-aude. Bun. Să nu vă pupă toți băieți. Vreau să fac o precizare. Sincer, eu proiectul acesta, CSC, am intrat cu mare plăcere printr-un concurs organizat de aceștia. Îmi pare nespus de rău ce s-a întâmplat cu tot conflictul acesta între Remus și Jepcar. Am evitat pe tot pe cât posibil să nu intru în acest conflict, dar fără să vrei, trebuie să mai intri și în aceste conflicte. Ești practic și o victimă colaterală uneori, fără să vrei, nefăcând nimic unei persoane, se mai întâmplă să mai fii și lor la mișto. Dar în seara asta îmi voi spune părerea despre Remus. Lucruri bune despre acesta, lucruri mai puține bune, trageți voi o concluzie la sfârșit, să vedeți cine are dreptate și ulterior o să aflați totul. Practic eu cu Remus m-am cunoscut la FIFA 19, în urma unui turneu organizat de Jepcar la București, mi se pare la IDM, când se mai făceau turnee. Da. Acesta mi-a propus o colaborare, ne-am format un grup de 4 inși. Eu, Remus, Ianis, ADV și... eram toți patru, practic. Și mă aud? Adică totul în regulă? Te auzi, da. Așa. Și am încercat să facem un mic grup de trading, de antrenament, unde să progresăm pe viitor. După cum a spus și Jepcar acum câteva minute, acesta a intrat în CSC ca și trader. Ulterior nu am mai vorbit cu Remus. S-au mai recitat pe ele dintre noi, n-a fost niciodată un conflict între mine și Remus, tot timpul nu l-am supărat niciodată, nici el, uneori am avut opinii diferite, contradictorii, o să povestim și despre acest lucru, cum s-a riscat un conflict din prisma unei păreri contradictorii și cum a fost practic. A trecut anul, a urmat FIFA 2020, ne-am antrenat, acesta a ajuns la CSC. Și eu m-am apucat pe partea de coaching. Practic, după cum știți, Jepcar de la FIFA 19 a fost primul om care a venit pe partea de FIFA cu coaching-ul, dar ulterior acesta nu a mediatizat la fel de mult, dar a spus. La FIFA 20 eu am postat acest lucru, chiar se face un an, aproape un an și ceva, un an și o lună de când am început proiectul în România. Acest lucru au promovat și alți oameni, cu atât mai bine, pentru a învăța toată comunitatea să crească. Au apărut performanțe, am făcut și eu performanțe pe partea de coaching, dar nu asta e scopul discuției. E scopul despre relația mea între mine și Remus. Voi începe cu lucrurile bune despre Remus. Remus tot timpul m-a ajutat când am avut nevoie. Când i-am cerut un lucru acesta, a făcut tot posibilul să-l facă, dar are și părți mai puțin bune, are acest obicei de a da cu bățul, cu băta în baltă, uneori nefăcându-i nimic, practic. Să vă dau un exemplu și după aceea fix subiectul pe care cred că l-așteptați toți. Cred că e subiectul serii, cum s-ar spune. Știți acel conflict cu Techi pe canalul privat de CSC, deja mediatizat, știți toată lumea ce s-a întâmplat. Practic acel conflict a fost o contradictorie cu părere diferită între mine și Remus. Nu pot să-l dau mai tare, deci fii atent, încerc să te dau mai tare, dar nu există mai tare de atât. Poți tu să... să dea din obiesc. Ia stai puțin. Stai puțin, să încercăm 2 secunde, să încercăm să te dăm mai tare din asta, 2 secunde. Îți nevorbit, că apărei cu priul.
Ia să vedem acum. Da. Te auzi mai bine acum. Hai. Dă-i. Da. Da, da, deci, da, dă-i. Să reluăm discuția. Zic tot trecutul tău prima. Băi, gata, hai să fii atent. Și după cum știți, conflictul cu Techi s-a aflat niște lucruri spuse pe acel canal privat. Știți voi cine a fost de vină, dar foarte important a fost un subiect despre performanța românilor la FIFA, în acel turneu organizat de cei de la eSports, un turneu amical. Remus a spus foarte răspicat că, domne, nu e un turneu la fel de, nu e un turneu important. I-am zis, bai, trebuie, e un turneu important și import și e o performanță mare făcută de români. Răzvan Puiu făcut luase locul 2, Cosmin luase locul, nu, invers, Puiu luase locul 1, Cosmin luase locul 2. Că a fost un context favorabil, că a fost amical, este irelevant. Dar uite, în acea discuție, Jepcar, după cum știți, tot timpul el promovează performanța, i-a dat o replică lui Remus zicând, păi, trebuie să susținem toți românii, indiferent de turneul pe care l-au, indiferent de ce turneu a fost, că e amical, că nu e amical, e relevant, e un turneu internațional. Deci ăsta e unul dintre lucruri. Uneori Remus, nu știu dacă e o frustrare din partea lui, dar îi place să bage râcă. Lucrul ăsta am încercat să le evit cu el, v-am zis, eu un băiat care tot timpul a ajutat oameni când i-am cerut, ajutor. Dar subiectul foarte important despre care voi vorbi în această seară, pe care practic eu i-am spus lui Jepcar să intru pe live ca să știe lumea adevărul, mai ales că eu nu ne făcându-i nimic, uneori Remus aplică niște arme doar ca să-și atingă obiectivul. Practic de vreo două zile tot mă gândesc să-i dau mesajul Jepcar să povestesc, să nu-i dau. Și până la urmă am gândit, băi, dacă omul m-a luat la mișto cu acest lucru, practic vreau să-i întorc și eu moneda, explicându-le oamenilor și voi trageți concluzia. Un lucru foarte important e că nu Jepcar a dorit să intru pe live, ci eu l-am contactat. Acum vreo două zile, acesta mi-a dat un mesaj și eu ne mai vorbim cu el. Cătălin, fă-te rog o pauză, hai să închidem aici și te voi suna pe telefon, s-ar putea să se audă mai bine un pic, chiar dacă lumea nu o să te mai vadă. Da? Imediat. Hai să-l sunăm, pentru că este un subiect foarte important, hai să încercăm să-l sunăm pe Cătălin să se audă un pic mai bine. Cătălin Haber. Cred că se va auzi mai tare aici. Ha. Ia zică-te. Gata, mă auziți? Eu zic că se aude mai bine acum. Așa. Să mergem în discuția. Așa, deci după cum vă spuneam, băieți, acum vreo două zile eu Remus n-am mai vorbit, n-am avut conflict în ultima perioadă. Tot uneori mai vorbim o dată la două, trei luni, dar mai discutăm lucruri despre ce am mai făcut, ce s-a mai întâmplat pe FIFA, despre viață, multe chestii. Îmi dă un mesaj, bro, hai că am un business pentru tine, nu știu ce, sună interesant, dar vreau să nu-l auzi la mine, vreau să-l vezi, știți cum învelești el câte o plăcintă. Stai puțin, Cătă, te-a sunat Remus să-ți propună un business? Da. Bun. Da, m-a sunat, mi-a dat un vocal pe Messenger, practic pot spune. Da. Și mi-a spus că dacă am timp, peste vreo jumătate de oră, vei primi un link cu un Zoom și dacă e dispus să stai pe acel Zoom, va fi și el și vor mai fi și alte persoane. Nu știam ce persoane vor fi. Ulterior am aflat că sunt niște persoane tot din comunitate, nu o să le dau numele, este irelevant. De ce să nu dăm numele? De ce să nu dăm numele? Care e problema? Că poate îi prevenim și pe ei să nu își ia vreo țeapă, nu? Da, pot să-i dau. Ei a fost persoane pe care le cunosc, au fost Bogdan Grecu și Mareș. Care a fost și la noi în echipă. Așa. Care a fost Micu Gândăcel sau... Micu Greieraș, da. Greieraș.
Și am văzut... Și mai era și Raul Stefoni acolo, din ce am văzut. Da, nu știu pe băiat. Mai era Remus cu încă doi oameni care, practic, ei prezentau acel proiect. Deci, deci stai puțin. Proiectul era prezentat de Remus și... În primă fază a prezentat oamenilor, proiectul a fost prezentat de Remus, pentru că el ne-a strâns, gen, oamenii nu ne știau, Remus și-a făcut, practic, el și-a racolat oamenii cum ar veni. Și iau oamenii aici, e ceva vărnesc. Și ce s-a întâmplat? Remus și-a prezentat povestea, a încercat să creeze un context favorabil situației, să, domne, să fii, să ai venit să-ți pasivei un lucru bună ziua, de a știți toate lucrurile despre Remus, cum începe să manipuleze oameni, să disimuleze de multe ori. Eu când am văzut asta, mi-au trecut prin cap două lucruri. Ori știe Remus lucrul ăsta și mă ia de prost, ori nu știe și practic a primit și el acel link pentru că se presupunea că cunoaște pe acea persoană și am zis, bă, cred că a mers și el cu încredere și înseamnă că e o chestie destul de ok, e corect. Scuză-mă puțin, Cătă. Deci, Remus ți-a propus un business, da, pe care trebuia să ți-l prezinte el împreună cu alte persoane. Da. Bun. El să ne introducă, ea să ne-l prezinte. Bun. Asta înseamnă, da, tu ai crezut că poate Remus nu știe despre ce este vorba neapărat, da, și că și lui a fost prezentat mai departe, corect? Asta ai vrut să crezi. E, și eu vreau să spun, să fac o paranteză. Remus știa foarte bine despre ce este vorba, pentru că Remus este vechi în asta. Mai mult de atât, acum câteva seri când eu am făcut live, Remus mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp și mi-a spus, vezi că o să-ți trimit o fată 5 euro donație să-i faci și ei o promovare. Și mi-a scris doar atât. Ok. Și mi-a trimis o fată, Maria. Este aceeași Maria care ți-a prezentat și ție? Da. Ok. Da. Mi-a trimis Maria 5 euro în primă fază și mi-a mai trimis încă 5 ca să-i promovez o pagină de Instagram. Erați pe live, dacă vă aduceți aminte. O pagină de Instagram cu, spune-mi tu? Cu proiectul acesta. Era un proiect... de tip MLM, de tip piramidă, e un proiect care practic... Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă MLM, Cătălin, te-aș lăsa pe tine sau o spun eu? O să spun eu ce cunosc, plus mai adaug tu. Pentru cei care sunteți mai în vârstă, este postul Concept Caritas, care a fost cunoscut în România. Este o steapă. Este o schemă Ponzi, practic. Da. Așa. Și cam eu lucrurile acestea în ultima perioadă m-am interesat. Scuză-mă un pic, ci că MLM egal Maluma. Ce prost e Alin Minea. Așa, zi. Pentru că am întâlnit persoane cărora mulți oameni au încercat să-i păcălească și m-am interesat mai mult, dar nu știu foarte multe lucruri, sunt niște chestii complicate pe bază de calcule, dar important e că în acest business cineva pierde și marea majoritate pierde în combinația asta, doar cei de sus câștigă. Cei din vârful piramidei. Numai puțin. Trebuie să spunem că astfel de multilevel marketing, de combinații multilevel, scheme multilevel marketing, se practică de... din anii 90 în România. Da. Așa. Da. Mai mult de atât. Au fost câteva astfel de proiecte care au avut cât de cât succes. Cum ar fi Avon? Da. Amway?
Și Herbalife, dacă nu mă înșel. Dar da, foarte important e că acele firme s-au creat și nu au folosit imaginea altor firme. Exact. Hai să spunem o chestie. Cătălin, tu mi-ai spus mie că ție ți s-a prezentat acest proiect ca fiind un proiect sponsorizat de Buhnici sau susținut de Buhnici. Este adevărat? Nu. Un alt tovarăș a fost întâmpinat cu această metodă. Ei ce mi-au prezentat a fost pe baza unei firme de secret după în America. Stai puțin, stai puțin, dar nu vorbim de același proiect? Proiectul... Nu, adică nu de același proiect. Deci nu ăsta a fost sponsorizat de Buhnici, că eu așa am înțeles de la tine. Nu. Ah, ok. Bun, atunci mea culpă aici, n-are treabă. Da. Bun. Deci au mai fost și astfel de MLM-uri în care se spunea că sunt sponsorizate de Buhnici sau de Smiley sau de Andra sau de pula mea. Da, oamenii și afiliază conceptul de teapa cu o imagine, cu un brand, cu o persoană pentru a atrage, pentru a fi credibil. Pentru că dacă nu ești credibil, nu poți atrage oameni. Trebuie să te afiliezi cu un influencer, cu un brand. Ce ei mi-au spus la un moment dat că o să facă contract cu Apple. Pe mine, practic, eu știam de chestia asta, mă buvnea râsul și în momentul ăla m-am simțit jignit din partea lui Remus, pentru că nu e ca și cum m-a luat după Facebook, a dat random, i-a dat mesaj. Eu am fost cu el în cantonament, ne știm de 2 ani, am vorbit sute de ore, zeci de ore, deci practic nu e ca și cum încerca să facă asta unui necunoscut. Cum s-a, adică, practic e o bătaie de joc din partea lui. Nu știu câte persoane erați pe Zoom acolo, Cătălin? Cred că în jur de 7 sau 8. 7, pentru că ulterior am mai intervenit, că practic conceptul ăsta pentru a câștiga credibilitatea, mai vine încă o persoană care se oferă un exemplu, mai vine o altă persoană care se presupune că face lucrul ăsta de mult și îți pune pe tavă ce realizări a făcut acesta, numai că ce mi-au prezentat ei era făcut nici măcar profesionalist. Deci, adică și la 16 ani te-ai fi dat seama, pe mă bunea râsul. Era la un moment dat unul care spunea că face chestia asta la 17 ani și el avea 25. Și spune, nu, la 17 ani spune că de 7 ani face și, dar el are 25. Și în timpul ăsta zicea așa, cu zâmbetul pe buzi. Nu, era un circ total. Eu m-am distrat în momentele alea, dar după aceea, văzând și conflictul între voi, am zis, băi, trebuie să-mi pun și eu, să-mi spun părerea, pentru că eu tot timpul am evitat. Dacă ați observat, eu mereu am fost rezervat, nu m-am afișat. Stai puțin, Cătă, uite, l-avem și pe Mișu Catrina aici, care spune așa, bă, deci leșind de râs, am fost și eu ieri pe Zoom și m-am întâlnit cu Cezar Ciot acolo, cu mineralele de la Marea Moartă. Este vorba de tot The Secret, da? Da. Deci au fost și Mișu Catrina și Cezar Ciot. Deci se pare că Remus a racolat mai multe persoane din comunitate. Remus a încercat-o, el practic vrea să-i distrugă prietenia cu toți. Nu știu, el a forțat, a jucat ultima carte, ceea ce eu nu prea văd un semn bun. Deci mi-am dat seama dacă și Mișu, dar practic eu aveam o pretenție de la el, pentru că tot timpul eu am părtășit timpul cu Remus, gen ne antrenam, stăteam mai mult cu el decât ieșeam afară, că ne antrenam la FIFA 20 la început. Adică l-am luat de prieten online, practic, în mod fizic nu prea. Ia stai puțin, am primit mesaj de la Vlad Ungureanu și el a fost contactat de Remus. Mamă, deja sună incitant. Deci treaba se incintă, așa, da. Bun. Și zice Vlad Ungureanu că a ieșit după 5 minute, repede. Da, ok. Mie mi-a plăcut oricum, în cam... Ia, stai așa. Legenda vie spune că și el a fost, că și el a mușcat și era și Manu. Și Manu a fost pe acel Zoom. Hai că uite încet, încet, ies la suprafață, băieții. Me too, hashtag me too. Da. Bun. Mi-a plăcut contextul, pentru că erau atât de neprofesionaliști și prezentau niște concepte, că practic ei povesteau la un moment dat că se vor afilia cu Apple, cu niște produse, că de aia
aia seară când era Remus pe live, a slăbit în ultima perioadă, i-am zis, băi Remus, la producțiile alea minuni niște așa fit. Adică... Numai puțin. Ștefan Eghet spune așa, Mircea, Remus încearcă scheme de genul ăsta de prin 2019, a încercat și cu mine. Uite o dovadă și mi-a trimis o poză, două secunde. Deci omul... Stai puțin, două secunde. Citesc discuția dintre el și Remus. Mi-a trimis acum conversația. Salutare Ștef. Bro, astăzi putem să ne auzim la 16:30, dacă nu, hai să stabilim mâine o oră să vorbim 10 minute. Și Ștefan zice, da, e ok. La 16:30 ne auzim, perfect. Două secunde că mai primesc. Daniel Nedelea, e și Manu în proiectul cu Remus, am fost și eu. Ia uite cum apar în cap așa, Cezar Ciot. Stai așa, bă, ce-i aici, coaie? Auzi, Cezar Ciot zice așa, bă, eu am crezut că în sfârșit a văzut cineva în mine un jucător adevărat de FIFA, până la urmă era vorba de ceva substanțe nemuritoare. E schemă de aia piramidală nasoală. Băi, nu se poate, coi! Băi, ce se întâmplă, mă? Stai puțin, stați un pic, că nu, stai, că mi-apar multe mesaje, nu există așa ceva. Stați așa. Că mi-a mai dat. Vlad zice, și pe mine m-a contactat cu acel proiect, dar am ieșit repede că mi s-a părut o prostie. Cine mai scrie? Stai așa! Dar stai, știți cum era la teleshopping? Dar stai, asta nu e tot! Bă, ce ați făcut aici? Deci Remus a construit o întreagă rețea folosindu-se de comunitatea de FIFA. Deci v-a măscărit pe toți Remus? Auzi ce zice Hasez, Cezar Ciot vrea să mă bagi și pe mine. Nu s-a sesizat și au mers blatori. Băi, v-au dat niște mult ceva făcut. Au fost placajul și ei. Băi, eu nu pot să cred așa ceva cu ei. Voi chiar ați spus botul la așa ceva? Nu cred așa ceva, da. Bă băieți, ați spus botul la așa ceva? Deci dacă aud că și danez e implicat, nu mai, deci jur că îi dau unfriend și nu mă mai întâlnesc niciodată cu danez. Băi, danez, ești cu noi pe live, mă? Bă, zi-mi că tu nu ești. Ia atent, știi cine mai e în proiectul ăsta? Jador Gustavo. E, pula Jador Gustavo. Hai mă. Nu. Da. Deci nu mă așteptam, băi. Deci pe mine mă bucnea răs, am zis, băi, nici la clasa 6-a nu treceam față menea. Stați așa, Coțofanul Gianni, Coțofanul, și pe mine m-a băgat căpruciu. Stai așa, că zice și Ianis, la mine a venit la domiciliu să-mi prezinte. E o glumă asta, mă? E o glumă, Ianis? Bogdan Stoian și eu sunt... Stai, Vlad Ungureanu donează 5 bucăți, am pus cărămidă peste cărămidă până am ajuns pe piramidă. Uite-te aici. Te pup, Vlad. Stai puțin, că primesc foarte multe mesaje, deci sunt spamat. Stați așa, Alex Oșan prezintă și el o poză cu discuția cu Remus. Alex Oșan a pus botul și zice, vreau să intru neapărat, n-am liber. Și zice el, perfect, îți dau eu un link de Zoom, am o idee smart rău în care am putea colabora, că te-am văzut că prinzi repede așa. Ne auzim cu 5 minute înainte, îți dau eu link, pula mea. Vedeanu nu cred că e implicat, că nu știe engleză. Da, stați un pic, două secunde. Deci stai un pic, Cătă, nu, e prea tare, coaie, e prea tare. Paul Cătălin, stai așa. A, nu, Paul Cătălin m-a trimis o caterincă. Andrei Giovinco, și mie mi-a zis, de când am început să fac Elite 3, îmi dădea mereu. Dramatistul de Andrei, mai importului, de la triunghi la piramide, de la drept la ce? Băi, frate, bă, bă, așa ceva, mă? O fi și doamna Camelia Broscuțele implicată? Shelby donează 20 de bucăți și pompista a fost pe Zoom, te pup, Shelby! Trăiască fratele Shelby!
Ia uite ce zice Radu, ci că Jepcar îmi dai impresia că și tu ești implicat. O fi și Tano. Dana lui Paica oare o fi? Valuie o fi? Băi, Răzvane, și tu ești, mă? La tacto a ajuns? O fi și mama implicată? Băi, frate, dar... I-am crezut prima dată că... Miami, mami... Ovidiu donează unul, ci că plâng. Auzi. Ați pierdut? Bă, ați băgat bani în așa ceva? Bă, spuneți-mi că n-ați băgat bani. Acum nu mă mai simt prost, băi. Vezi că nu se mai aude? Ce nu se aude? Nu mă mai aud. E, pula, nu te auzi, te auzi, mă. Mă aud, a, ok. Zi acolo că zici bine. Dar Verzgang, oare... O fi și Verzgang băgat? El e în vârful piramidei, practic. Dar Cleverly o fi? Ovi e capul rețelei, auzi? Ovi era placajul. El e, da. El e faraonul. Cine e faraonul? Deci aici la piramide, cine e faraonul? Dar eu nu m-am băgat, băieți. Mălina alu Buțan o fi? O fi și Romeo Surdu implicat? Stați așa, Claudiu Bocor zice, a încercat și în vară cu Ai Bumerang, cu altă schemă MLM. Da, dar partea bună, ce mi-a plăcut, a rămas la o expresie de a unui băiat care a predat, știi ce mi-a zis? Băi băieți, dacă e să nu meargă business-ul ăsta, măcar ne vedem pe în vacanțe. Hai în vacanțe, pe la Saint-Tropez! Stați un pic, tu nu știi, Cătăline, câte mesaje primesc eu acum și pe Instagram, n-am apucat să le citesc pe alea de pe Insta, am citit doar de pe Facebook și de pe WhatsApp. Stai un pic, că mai am și pe WhatsApp, stai așa. Uite-l, mai am pe unul care zice așa, Cheliosule, și eu acum câteva luni nu mă vezi pe chat, scriu de 10 ore, băi, pe mine m-a chemat la cafea să-mi explici, a vorbit o oră și nu știam cum să plec mai repede. Auzi? Da. Mai bine intrăm pe Discord. Pentru că sau de uneori întrerup, cred că nu mă prea am semnal. Ba nu mă, te auzi, stai liniștit. Mă aud? Da, 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 te auzi. Doamne, deci nu vine să cred. Deci, practic, în seara asta am demascat mumia. În piramidă. Da. Când nu-i faci nimic. Vedeți soarta, nu poți să o păcălești la infinit. Aiurea. Aiurea rău. Și vedeți altă parte, fiți atenți, până unde m-am gândit. Acele canale de Discord pe care le face Remus, a spus că va avea și un grup pe care nimeni nu l-a făcut de dezvoltare personală. Practic eu consider că în acele grupuri va mai recruta niște oameni. 100%. Nu știu, nu bag mâna în cot, bag mâna până la umăr pe chestia asta. Că asta era și următoarea schemă. Practic, el încerca să-și creeze o bază. Să-și atragă oameni și ulterior să-și creeze o altă piramidă. Eu mă mir... Știți de ce... Dar mă întreb, pe ce criterii, pe baza a căror criterii v-a selectat pe voi, v-a crezut proști? Mie de ce nu mi-a spus niciodată? Pentru că, da, ne-a crezut proști, posibil. Deci i-a luat pe aia pe care i-a crezut el mai proști. De exemplu, pe Cezar Ciot. Bine, la ăla, na. No hate. No hate, man. Da. Doamne, nu cred așa. Practic s-a incitat atmosfera. Bă, mie nu vine să cred. 700 de like-uri, haideți încă... Lasă-mă că o să dai like, dă-i în pula mea, da. Oricum, e live-ul ăsta e... Nu cred așa. Deci este cel mai tare live din ultima vreme. Deci nici nu credeam că se poate face un live atât de tare. Nu, știi cum am crezut? Eu
am crezut... Uite, și numai puțin, e și doamna Camelia pe live aici. Doamna Camelia, sunteți implicată în asta? Spuneți-mi, vă rog, din tot sufletul, că pe dumneavoastră chiar nu vă cred în stare, adică... Deci, ca idee, eu am crezut că o să spun povestea, multă lume nu o să o creadă, dar când am văzut două, trei persoane când încep să scrie, am crezut că e troll, când au început să scrie. Am crezut, băi, troll din partea unor au ce bicatere. Dacă n-am văzut că deja bubuie, nu mai vine să cred, mai zic. Da, mă, băieți, e haos ce se întâmplă. E puțin funny, dar în același timp e trist pentru cei care ați mușcat-o. E chiar trist dacă ați mușcat gălușca ta. Oricum nici măcar nu i-a îmbarat pe camion, deci e absolut penibil cum a fost prezentată. Nici la clasa a 5-a nu cred. Deci fii atent, Cătăline, eu am crezut că doar pe tine și pe încă 2-3 v-a recrutat și am zis, bă, e o chestie, uite, o dau acum și află lumea și nu mai, asta că tu mi-ai zis-o, și nu să mai sparge după aia. Da, că practic eu îmi puneam, nu frustrez, practic eu eram supărat că el m-a tratat așa, în cont că mă cunoaște. Dar acum când văd când alții așa, practic mă simt privilegiat. Și am fost cam ultimul. Uite, legenda vie zice, băi, eu recunosc că eram la un party când am intrat cu ei și eram puțin luat, eu recunosc că am mușcat în ea. Da, frate, nu problemă, aia e. Nu-i panică, dar măcar să încercăm chiar, să... Chiar mă bucur că eu am fost persoana care a avut curajul, dar nu am avut curajul, știi, nu bănuiam că sunteți atâtea, nu am avut curajul în prisma faptului că nu vreau să mai se pe altcineva, nu știam cât te-a tepuit până acum și pentru că m-a supărat că nu i-am greșit cu nimic, am fost prieten cu el, m-a ajutat, am recunoscut, dar când văd că a înșelat atâția oameni... Cătălin, da, zi, te rog. Țineți cont că lucrurile acestea până alte țări, Austria, Polonia, se poate face închisoare. Deci în unele țări s-au dat niște legi că poți intra la nu te supăra pe mine. Nu știu cum sunt reglementările în România momentan, dar cred că încă e permis, dacă se poate. A intrat unul nuțul cămătarul, că și pe mine m-a păcălit Remus. mă bucur că pot să salvez atâția oameni. Deci, practic, fiți atenți cu el, orice vă vinde, practic, nu vă vinde ceea ce trebuie. Știe foarte bine să disimuleze, tot timpul el așa a făcut, în orice conflict. Când a avut dreptate, i-am luat apărarea, când n-a avut, i-am bătut obrazul. Nu i-am bătut obrazul niciodată live, pentru că nu sunt o persoană care să facă circ, pararamă, după cum știți, și pe canalul meu, clasa de FIFA. Eu am făcut tot timpul conte legat de FIFA, n-am intrat niciodată în controverse. M-am certat odată cu Claudiu Ionită, care ulterior am colaborat cu el. Poate cred că și Claudiu Ionită a intrat și el în piramidă, e sus la acum, cu el, sau nu știe despre acest lucru, urma și el să intre. Treaba lor, nu știu. În piramidă. Dar e trist dacă a reușit să ajungă la atâția oameni. Deci, de acum, fiți atenți. Cătăline, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Concluziile le trageți voi, vă pup. Stai liniștit, Cătălin, mersi mult de tot. Îți mulțumim mult de tot. Și noi te pupăm. Ai grijă. Te pup. Pa, pa. Acum primesc mesaje de la tot felul de oameni care îmi spun că erau invitați acești oameni să bage niște bani în toată schema asta piramidală. Unii vehiculează niște sume, 500 de euro suma de start și apoi continua până la 2000 de euro, 1200 de euro, altul spune... Am înțeles. Deci, toată combinația asta, toate discordurile alea pe care voia să le facă el, toate grupurile, toate astea, erau doar o mască. Încep să cred că și CSC a fost tot o mască ca el să poată să-și recruteze
oamenii din schema lui Piramid, nu al lui neapărat, din schema piramidală. Axi, sigur e pe live Măremu să intre aici să ne abordeze pe toți deodată. Uite, lui Ianis i s-au cerut 100 de euro, de exemplu. Probabil le cereau în funcție de posibilități. Dacă l-au văzut pe Ianis mai sărac, i-au cerut 100 de euro. Păi bă, Ianis, ești un sărac! Ăia câte 500, 1000, 1500, ești tu, săracule, 100. Uite, în legenda vie doar 100. Uou! Bă, Remus, bă, te credeam mai în stare de... Bă, te credeam în stare de ceva mai bun de atât. Păi eu, lui prostul ăsta de legenda vie, să-mi bat pula de obicei, 3000 direct. La cât cașcaval a donat ăsta pe CSC și la Jepcar înainte de... Bă, mă, 3000 direct. Îl uscam de bani pe legenda vie, să-mi bat pula. Nu mai zic pe The Legend. Păi e The Legend cu noi aici pe live? Oare pe The Legend l-a apostat, între ghilimele? Eu lui The Legend îi luam direct 5.000 de euro. Îmi bag pula cu aia. Fai de pula mea. 5.000 de euro îi luam lui Remus ca popa. Lui Remus, auzi, scuze, Doamne, iartă-mă. Lui The Legend. Uite, e The Legend aici, te-a lucrat, mă, și pe tine sau nu? Dă-o, mă, pe față, zi direct. Stați așa, uitați, avem dezvăluiri șocante. Legenda vie spune așa, nu e problemă, m-a ars de 200, eu recunosc. Ruslan, ești aici cu noi, Ruslan? Că el voia să facă un grup cu Ruslan, nu știu ce voia, cu Ruslan, cu The Trader, cu pula mea. Ruslan, ești aici cu noi, Ruslan? Hai bă, ce dracu, vă e rușine să-l recunoașteți? The Legend. Zi, tată. Fără rușine. Uite, Iani spune că ne-a prezentat mie și lui Claudiu. Da, și cu ai bumerang. Eu doar urmăresc, nu vorbesc. Hai mă, Ruslan, dă-o mă direct, dă-o mă pe față, mă, ce pula mea mai contează acum? Zii dacă e, ce mare lucru, ce nu poți să spui dacă te-a racolat și pe tine sau nu? Deci unii oameni chiar au dat bani pe așa ceva? Bă, voi chiar ați plătit pentru așa ceva? Eu vă întreb, pentru că mie mi se pare hilar. Voi chiar ați plătit ca să intrați în așa ceva? Uite, interlopul din UK nu a mai donat în ultimul timp. Spune bine Leonard Banu. Cred că și el este băgat. Băi, fraților, vă rog să-mi spuneți că nu ați dat bani pe așa ceva. Uite ce spune Adrian Marcu. MLM-ul e așa. Îți cer o sumă de bani ca să intri sau să cumperi ceva, afli apoi că e păcăleală și ești îndrumat să aduci pe alții să-ți recuperezi banii. Fiecare ia un procent din ce dau ai lui. Bă, știți care e chestia? Sunt niște oameni aici, niște băieți extraordinari, unul dintre ei este Ruslan, pe care eu l-am cunoscut, practic, datorită mie s-a cunoscut cu Remus, ca să zic așa, pentru că Ruslan a venit și a făcut prima oară meditații cu mine. Și l-am cunoscut pe Ruslan, mă rog, din ce am stat de vorbă cu el. Și e un tip, pula mea, coaie, dă la modă, nu poți să spui nimic de el, un fel de man, așa. Dar nu poți să zici cu aia nimic, sloboz. Vrei să zici ceva rău despre el și nu poți. Și dacă oameni ca ăștia au intrat și au pățit chestia asta... Stoiane, ești băgat și tu, mă? Te-ai băgat și tu, Stoiane? Ia, stați așa un pic.
Claudiu Bocor zice $400 mi-a cerut mie și a zis la fel. Dacă aduc băieți pe viitor, o să câștig de pe urma lor. Bogdan Stoian zice de mult, frate. Cu Remus, mă, ești băgat cu Remus în asta? Zice că eu l-am cooptat pe Remus. Sanchi. Băi, fraților. Stați un pic că e tută rău treaba. Stați 2 secunde, vă rog. Doamne, câte mesaje primesc, nu pot să cred așa ceva. Băi, se întâmplă pe bune treaba asta, eu acum aflu. Băi, vă jur, mă, deci aveți cuvântul meu de onoare că eu n-am știut că sunt atâția oameni implicați. Tu faci giveaway fake cu iPhone-ul, da? Mihai Nițu. Și eu am primit mesaj acum 2 zile pentru 500 de euro și mie unul mi s-a părut o prostie, așa că m-am retras. Aș prefera să-mi scrie și aia care chiar ați dat. Doamne, Ionescu Vlad. De-aia a pus-o pe Maria aia să-mi doneze mie pentru o promovare cu aia. De ce i-au dat... Au jucat ultima carte, cum a zis Cătă Habără. Au zis, bă, o facem și pe asta. La Jepcar acum, pula mea. Stați un pic. Și Buțan! Și Buțan, primesc acum poză și Buțan este băgat. Am primit poză de la cineva care spune că și Buțan este... Ce prost e Ruslanci, că să spun sincer, tu ai creat o barieră de comunicare cu el de nu te-ai invitat. E mare rețeaua boșilor, zice interlopul din UK. Și Cosmin NFG? Jumate din Olterița e băgată. Bă, fraților, băi, fraților, stați un pic că e... Stați așa! Avem mesaj audio de la Cezar. Ia să vedem. Sigur, bro, sigur că da. Eu fac astfel de business de 4 ani de zile. Am stat 6 luni din venituri pasive în astfel de business-uri. Le-am testat din toate punctele de vedere. Funcționează la naibii de bine. Îmi dau seama care este un business de marketing și care este un business de marketing.
Adică după 10 ani de experiență, îți dai seama că te-am chemat să facem un business împreună. Dacă tu nu ești ok cu sistemul, n-am nimic împotrivă. Însă pentru mine sistemele astea sunt la fel de sigure ca și mama. Te pup. La care nivel, bro, că m-am apucat, eram la nivelul de a fi angajat într-o pușcărie. Cine pula mea crezi că făcea cu mine business într-o pușcărie? Ce pula mea, că erau angajați acolo, nu se gândea nimeni că facă ce un business. Hai să fii serioși. Marian Deaș donează 5 bucăți. Eu când am auzit că se promovează cineva cu Secret la tine pe live, am crezut că ești băgat și tu în manevră și jucați teatru. Vă dau cuvântul meu de onoare, mă jur, mi-e martor Dumnezeu, că nu știu nimic. Vă dau cuvântul meu că habar n-aveam, este prima dată când aflu așa ceva. Primesc foarte multe... Uitați-vă ce e la mine de mesaje. Vă rog eu, uitați-vă câte mesaje primesc. Uitați-vă câte mesaje am pe Facebook. E nebunie, e haos! Toată comunitatea este băgată în așa ceva? Băi, și țac că ora galui băga cu șeric din treaba asta, să știi tu că atunci la petrecerea aia mai munca sigur, cu aia mai munca sigur. Stați așa două secunde. Stați un pic că vă dau cea mai tare bombă. Stați un pic, două secunde. Stați un pic, două secunde. Hai mă, intră în direct. Bă, hai coaie și intră în direct în pula mea. E o persoană care dacă intră acum direct, vă dă o mare bombă. Hai, frate, hai coaie și intră. Lasă-mă în pula mea, fii bărbat. Fă-o pentru mine în pula mea, fii bărbat. Coaie, deci așa e ok să fii bărbat. Intră în direct acum cu mine. Vezi că nu ți-am spus numele. Eu sunt bărbat. Dar fii și tu bărbat și intră direct cu aia. Intră direct. Intră și spune. Pentru că asta este foarte, foarte grav ce spui acum. Este foarte grav. Stați un pic, stați să vă spun. Stați că e groasă de tot. Băi frate, fii mă bărbat că nu ți se întâmplă nimic, ești nebun, ți-e frică de el, ci ești prost la cap. Pentru că este ceva foarte, foarte grav. Atunci lasă-mă să spun, să o dau pe direct, să spun de unde știu. Așa e corect. Hai, dăm vocal. Stați așa un pic, fraților.
Stați așa un pic că vă dau o bombă maximă. Vă dau o bombă maximă acum, Coe. Ca să vedeți cum racola Remus mai ușor. De ce anume se folosea, de cine anume se folosea Remus? Stați un pic că m-a spart. M-a spart aici. Fiți atenți, fraților. Fiți atenți. De cine se folosea domnul Remus? Fraților, eu sunt pus în fața faptului, eu habar n-aveam. Bă, este incredibil ce se întâmplă cu aia. Acum se registrează vocalul, aveți răbdare un pic. A, păi dacă e și Ovi băgat deja... Adică eu sper să fie băgat și să nu fi dat bani, să nu fi pierdut bani, nu știu, pula mea. Gata, avem, atenție, avem vocal de la Yannis, de la Yannis, fraților. Atenție, Yannis zice așa. Deci, băi, na, trebuie spusă chestia asta, dacă nu, așa ceva chiar că n-ai cum. Deci, pe mine cel puțin, când m-a abordat cu... faza cu Bogdan, că dacă se bagă Bogdan, patronul de la CSC, o să am anumite beneficii. Fiind Bogdan, na, a zis că Bogdan cunoaște o grămadă de persoane cu care poate colabora chestia asta, în chestia asta, și pe mine asta m-a, cum să zic, m-a tentat să intru în chestia asta, adică din cauza că am auzit Bogdan. Și, na, m-am gândit că la Bogdan, cum e Bogdan, na, e, și, na, are firme și chestii, că știe ce face, știi? Și de asta am vrut să mă bag. Deci Yannis spune exact așa, că Remus se folosea de imaginea lui Bogdan Stroi de la CSC, spunea că este implicat și Bogdan de la CSC. Eu cu Bogdan am vorbit astăzi aici. Era Manu lângă mine. Manu poate confirma, am avut întâlnire cu Bogdan de la CSC aici în studio. L-am întrebat, tu știi de MLM-urile astea, ai vreo treabă? Habar, n-am nicio treabă, frate, nicio chestie. Deci se folosea de imaginea lui Bogdan ca să întărească. Stați un pic să-l sunăm pe Manu. Două secunde. Probabil Manu e placajul. Stați așa un pic. Manu. Alo? Bună seara, vorbim cu placajul? Da, domnul placajul la telefon. Placajul a fost placat. Băi, Manule, da. Spune-mi și mie un lucru. Ai dat vreun ban la schema asta piramidală? Din păcate, da. Cât? 100. Ca legenda vie. 100 de euro. Ai primit ceva? Încă nu. Și ce trebuie să primești? Niște produse din alea. Ca să ce? Eu l-am luat ca să le testez și în cazul în care era asta, nu știu. Ce ți s-a promis? Ce fac produsele alea? Au ce efecte? Nu știu, eu am mers pe încredere. Ți s-a spus că este și Bogdan de la CSC implicat? A zis că urmează să intre și Bogdan, da. Bă, fătu-te în gură, Manule, și mie nu mi-ai spus nimic, mă! Bă, sunteți toți cretini la cap, mă! Am pus barieră, nu? Am pus barieră de comunicare între mine și voi, nu? Nu. Păi și de ce nu mi-a spus, bă, și mie sunteți tâmpiți, mă? Că vă spuneam eu, coaie, să stați în pula mea liniștiți! Eu nu știam, eu am mers pe încredere, dacă ai zis că urmează să implice și Bogdan, că...
centralizat de pe după ce am făcut. A, era prea târziu. Cum ai dat banii? Cu card. Cu cardul? Da. Uite, Ruslan zice, nu a zis că e implicat Bogdan de la CSC, a zis că îi va prezenta și lui. Da, da, ție asta ți-a spus ție, Ruslan, dar uite, la băieți le-a spus că Bogdan urmează să se bage. Se folosea de Bogdan, de imaginea lui Bogdan, care este un tip pula mea, ca să îi racoleze pe unii. Și ai dat 100 de euro. Și o să primești niște produse de înfrumusețare și o să-ți crească o aluniță în pulă. Manule. Aia, am fost prost, mi-a supărat. Dar tu ești conștient că e direct... Muie? Te întreb, da. Sincer. Da. Băi, nu, băi, man, vreau să spun o chestie. Hai să vă spun tuturor adevărul. Această schemă pe care v-a prezentat-o Remus este cel mai tare business ever. Și veți câștiga toți veți câștiga 200.000 de euro. E bine, se împart 200.000 de euro. Nu te deranjează, Manu, dacă mai împarți cu încă 200.000 de oameni, nu? Ok. Deci, Manu, eu te-am sunat pe tine pentru că eram curios dacă ți-a zis-o și ție pe asta cu Bogdan de la CSC, că asta este foarte gravă. Da. Deci așa ai intrat în schemă, da? Când ai auzit de Bogdan, corect? Am auzit și asta, am crezut și pe Remus. Am înțeles. Ok. Mm-hmm. Bine, băi, Manu, ce să zic? Bine, mi-a zis atunci, zic. Exact când am fost la grătar în seara aia, mi-a zis. La grătar, acolo unde eu n-am fost invitat, că probabil m-a și prins de schemă. Bine. Eram cu el în mașină când a intrat pe Zoom cu băieții, era legenda vie, erau mai multe în comunitate. Ia auzi. Nebunie totală, hă? Da. Bine, măi, Manu, ce să zic? Ești un... Credeam că doar eu sunt prost că donez la Betano. Ok. I-am dat la ăștia, am câștigat la Betano, la Super. Da? Băi, Manu, am o rugăminte la tine. Data viitoare când mai vrei să donezi, donează-mă aici la CSC, la noi. Măcar, pula mea, să-mi iau și eu, că chiar voiam să-mi iau niște haine de-astea de pe la Pick & Kloppenburg. Și chiar mă gândeam, zic, bă, dar uite că în seara asta am pus-o bine, am luat aproape 300 de euro, chiar și mai mult cu ăia de pe dolărel. Bă, e bine, donează-mă și la mine 100. Bă, Manu, n-are mă nimic, las că oricum, momentan, știi că nu suntem încă pe schema aia nouă, donează-mă 100 de euro aici. Bă, nu te sfii, Manule. Chiar mă gândesc foarte. Eu măcar știu, eu măcar spun pe ce-i dau. E palpabil la mine. Dă, nu mă duc să-mi iau direct, dă 800 de lei mi-au bluză. Bine, băi, Manu. Hai, te-am pupat, ai grijă. Mersi frumos că ai intrat. Hai, te pup, pa. Da, și asta este o întrebare. De ce nu mi-a spus nimeni? Oare... Poate pentru că le era rușine să-mi spună? Ar putea fi și asta o chestie. Poate că le era rușine. Eu să-l sun pe Remus? Remus nu mai are ce să caute niciodată pe canalul Jepcare în CH sau pe CSC eSports. Începând de astăzi, am discutat și cu Bogdan, soțul, Remus nu mai are nicio activitate la CSC, nu cumva a mințit el pe voi pe live, că deja Remus începea să facă regulile la noi pe canal. Hai să ajungem și aici la faza asta. Știți ce spunea Remus aseară pe live? Miami. Mele, spam toți cu Remus la pușcărie. E, pula. Mie mi-a fost rușine de boacăna pe care am făcut-o. Uite ce zice Manu. Bă, fraților, știți ce s-a apucat Remus la el pe live aseară? Deja el făcea regulile la noi pe canal aici, pe CSC eSports. Pe canalul meu!
și al lui Bogdan, Remus făcea regulile. Ci că, bă, fraților, eu am vorbit cu Bogdan de la CSC, eu vreau să fac content de FIFA pe canal, să aduc jucători pro, să fac coaching, să separăm FIFA de Caterinca și Jepcar să-și facă la el pe Jepcar NCH, pe canalul secundar, practic, să-și facă el acolo toate chestiile de Caterinca, pentru că nu mai vrem cu înjurături, cu d-astea. Nu mai sunt bune înjurăturile acum. Acum nu mai sunt bune înjurăturile, Remus, când stăteai pe canapea aici cu Micu în gură și cu Savarina și băgai botul la Savarina și ziceai muie găoasă, sloboz, pân gură și până astea. Nu mai sunt bune înjurăturile acum. Nu mai vrei să te asociezi cu Jepcar, așa ziceai aseară, că orice o să faci tu aici la CSC, nu o să te mai asociezi cu Jepcar. Nu mai e bun Jepcar acum. Nu mai este bun Jepcar, nu? În jurăturile lui Jepcar nu mai sunt bune acum. Dintr-o dată. A? De ce? Că Jepcar te-a mirosit. Că ai vrut să mă înlături. Că ai avut planul diabolic de a mă înlătura de aici, de la CSC. Hai să o spunem pe aia dreaptă, Remus. Că suntem la adevăr, cum zice Hagi. Ai vrut să mă dai la o parte din schema mea. Băi Remus, oricât de mult ai fi vrut să mă dai la o parte de aici, eu mă duc și îmi fac 4 canale de la zero. 4! Și trăiesc liniștit și nu mor de foame niciodată, că mă iubește lumea prea mult. Tu ai vrut să mă sar pe mine din schemă. De ce? Că eu te-am mirosit și te-am prins cu minciuna în public. Ai vrut să-mi faci Maradona, Remus. De-aia ai vrut să mă dai pe mine. Păi făceai tu reguli la mine pe canal? Cum adică să deschid eu pachete pe live-ul ăsta de aici și tu acolo să faci clean? Tu clean! Când eu îți spuneam la regionale, Remus, ăsta este live clean, te rog frumos. Și tu veneai și ziceai, a, e live clean, a, dacă e clean îmi bag pula. Îmi luai mie vorbele și expresiile pe care le foloseam eu și le foloseai și tu. Ca să nu mai spun că mă copiai pe toate live-urile, ca să faci și tu o friptură în stomac. Că ești un fripturist! Un pelican fripturist! Asta ești! Hai să o spunem pe aia dreaptă, coaie! Că ești un pelican fripturist! Nu e o jignire. Dar ești un fripturist! De ce să nu spunem adevărul? De ce să-i mințim pe oameni? Spune clar ce ai vrut să faci! Ai vrut să mă îndepărtezi pe mine de la CSC. De ce? Că nu puteai de mine să-ți faci combinațiile. Jepcar era o nucă prea tare, de-aia nu puteai să vii să-mi spui mie în față. De-aia nu puteai tu să vii și spuneai că ai o barieră. Pentru că Jepcar era o nucă tare, nu puteai să te fuți cu Jepcar. Să-ți faci tu șpârlele tale. Că Jepcar te-a mirosit. Guess what, Remus? Pe mine nu poți. Pe mine numai Dumnezeu mă poate lua din proiectul pe care eu l-am pornit. Și chiar dacă rămân fără CSC, nu știu, mă dă mâine Bogdan afară de tot de aici, hai, ejacularea. Îmi ia canalul, nu știu, pula mea, deși e un pic mai complicat, dar îmi ia canalul, să presupunem. Mi-l ia și pe ăsta, Jepcare în CH. Păi nu mai fac încă 3 canale. Cristian Gog, să nu uiți de foaia din agenda de la început, colegul. Fraților, nu uit, stai liniștit. Băi, voi vă dați seama că mai fac 3 canale și vin tot atâția oameni și mă vor iubi. Am avut 1000 de oameni mai devreme pe live, 980 și ceva de oameni pe live în vârf. Deci 1000 de oameni pe live în condițiile în care am 6100 de abonați. Voi nu vă dați seama că lumea vine peste mine, lumea vine pentru mine oriunde și în gaură de șarpe. Dar stai că eu nu sunt șarpe. Jepcar știe și el faza cu piramida, că și el a făcut manevra în 2000 și ceva cu băieții din cartier. Cine mă? Cine mă, Remus? Bă, voi vă dați seama.
Omul a vrut să mă sară din schemă cu aia. Că l-am mirosit. Omul nu voia să facă performanță pe CSC. Hai să fim serioși. Omul nu voia să... De-aia mi-a și, băgat zâzanie în echipă. De-aia i-a montat pe oameni împotriva mea. Și cine știe cu câți am mai vorbit. Și am mai primit un telefon, dar nu pot să spun de la cine. Asta chiar nu pot. Bă, vă jur, nu pot să spun de la cine. Am mai primit un telefon, am primit un telefon al alteri de la o persoană, de la o altă persoană, nu de la Cosmin NFG sau ceva. Nu, no, eu credeam că doar cu Cosmin NFG și cu încă 4-5 după aici, după în partii a vorbit. Nu, el a mai vorbit cu cineva despre mine, dar nu pot să vă spun despre cine e vorba. Aștept acea persoană să aibă balls și să o dea pe față. Băi frate, dă-o mă pe față cu ei. Dă-o pe față. Și spune ce mi-ai spus mie la telefon. Nu e Ianis. Nu. Nu mai vehiculați nume, că nu vreau să vă spun, pentru că vreau să îi protejez identitatea, că eu așa sunt. Nici pe Ianis nu vi l-am dat până n-a spus el pe față. Până nu m-a zis că îmi trimite vocal. Să dea persoana aia, să o spună pe față persoana aia. Bă, cu mine nu și-a încercat norocul cu piramida, că eu băgam pe cură, înapoi abia așteptam să vină cu șpârle de-astea la mine. Uite ce interlop. Mi-a scris Olimpiu Roman mai sus? E pe bune? Pe bune Olimpiu Roman? Nu cred. Unde a scris Oli, mă? Și eu n-am văzut. Nu că dacă e Oli, vreau să-i dau moderator. Oli e fratele meu, pula mea. Deci eu lui Oli, dacă mă întâlnesc cu el și îmi zice, băi Mircea, uite, eu am o fantezie să te execut un pic în pârț, eu stau la Oli, frate. E singur om și cu Cristiano Ronaldo. Și la Cristiano Ronaldo stau. Tu nu stai Răzvan la Cristiano? Normal. Clar! Ce ai, mă, la Cristiano, legea? Ai, băi, oricând. Deci eu lui Oli... Deci eu stau la Oli, frate. Dacă vine vreodată Oli, pentru ce a făcut în viața asta pentru mine, eu stau să mă execute în pârț. Unde-i mă, Olimpiu? Confirmăm pe WhatsApp că tu ești ăsta, te rog. Olimpiu, te rog, dă-mi mesaj pe WhatsApp că tu ești ăsta de pe chat, ca să-ți dau un pula mea moderator. Că tu ești o persoană mai specială aici. Ele. Gata. Olimpiu tocmai a primit moderator. Gata, tata. Acum poți să scrii că te văd mereu. Bă, la Olimpiu am eu așa pentru Olimpiu, o chestie, pula mea, nu știu. Dacă vreodată vine și zice, băi, Jepcare, ia întoarce-te, mă, un pic așa. Eu îi zic, bă, Olimpiule, bă, o viață avem și o gaură în fund. Dă-mă, Olimpiule, amă, fratele meu, dă-mă, tata, aici. Da, bă, că nu e panică. Bă, odată, bă, pentru Olimpiu aș da. M-aș pune un pic așa. Să-mi bapă. Și pentru Cristiano Ronaldo. Băi, nu există așa ceva. Băi, cel mai tare live, mai tare decât ăla cu Gustavo. Să pișe pe ăla cu Gustavo. Don Corleone dânează și el. La un moment dat te uram că îi țineai partea lui lăbarul ăsta, dar acum ți-ai deschis ochii. Don Corleone. Care Ronaldo ăla, Totti? Și nu ăla gol, mă, ce ai? Nu știu ce de legend, să facă băi, de legend, te-a racolat și pe tine, mă, zi-o, mă, pe aia dreaptă, mă! Da sau nu? Că nu mi-ai răspuns mai devreme, sau n-am văzut eu. Nu, la Messi nu. Dar pentru golul pe care l-a dat în seara asta, doar l-aș lăsa să mă atingă un pic. Nu, nicio treabă cu așa ceva. Ai scăpat. Deși, mamă, eu la tine veneam primul să-mi bag pula. 5.000 de euro și eram, dă-te în pula mea. Ce ai, coai, mamă cât trăgeam pe The Legend să-mi bag pula. Băi, de ce nu m-am băgat eu, mă, în MLM de ăsta? Bă, dar și eu prost. Îl luam și pe prostul ăsta de Roma. Mamă, coaie! Bă, eu acum stau și mă oftic că nu m-am băgat în schema asta piramidală. Mamă, câți bani făceam de pe urma la proștii ăștia și alu Pancone și la toți ăștia care donează sume mari
să-mi bat pula de nu trăgeam pe ei. Ce 100 de euro coaie pe la business? 1000 cel puțin la fiecare. Ce părere ai despre ce s-a vorbit azi în legătură cu cumperi 3 moments pentru 1000? Am vorbit, Olimpiu, pe live. Am vorbit pe live-ul de pe CSC. Doamne, cât trăgeam pe ei, Dumnezeul. Păi mie, acum, bă, chiar îmi pare rău, bă. Bă, trebuia să mă bag și eu. Eu mă simt exclus. Bă, fraților, parcă aș vrea să închid live-ul și nu ceva din suflet nu mă lasă. Este prea tare, coi! Tiranianu Jepcar, când te poți suna să-ți prezint un proiect? Bagă tata acolo o schemă piramidală, tira! Extraordinar! Fraților! Aseară Remus a scris pe o foaie, deci ne întoarcem la foaie, pentru cei care ați stat de la începutul live-ului. Aseară Remus a scris pe o foaie la el, acolo pe live, a scris dreptate. Vă aduceți aminte? A scris dreptate. Știți? Pentru că, vezi, Doamne, oamenii nu voiau să vină să vorbească cu mine, că eu ridicasem o barieră de comunicare, că eu voiam întotdeauna să am dreptate. Da? Țineți minte? Ia, cine a văzut live-ul lui Remus de-aseară? Vă rog frumos, scrieți în chat. Ca să nu vorbesc d-ampule. Că el vă băga de-astea melemiste, așa, știi? De-astea de tip meleme. Ia. Da, bun. Haideți să vă arăt eu. Stop, opriți-vă. Haideți să vă arăt eu ce v-a oferit Remus cu adevărat de când este în această comunitate de FIFA și până astăzi. Cine știe ce scrie la mine pe foaie aici? Aceasta este predicția mea de la început. Fiți atenți! Atenție! 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 Bă! Atenție! Eu nu știam de treaba asta decât de la habără. Știam că sunt doar 3-4 oameni care au asistat pe conferința aia. Eu n-am știut așa ceva. Vă jur, mi-e martor Dumnezeu, bă, mi-e martor Dumnezeu, am făcut o predicție la începutul live-ului. Deci Jepcar este mentalist. Mai știți cum le citeam alora, cum le spuneam alora vârsta și i-am spus lui aia pe nume, pe Omegle, fără să știu cum o cheamă? Bă, mai știți ce predicție a făcut Jepcar? Nu, mai știți, pardon, că am făcut o predicție. Eu n-aveam de unde să știu asta. N-aveam de unde să știu. Atenție mare! Ce ne-a oferit nouă Remus? Vouă, de fapt. Sunteți pregătiți să aflați? Predicția mea de la începutul live-ului. Am început live-ul. Derulați înapoi să vedeți. Predicția mea este asta.
Dar eu n-aveam de unde să știu. Ce miroase a strike, mă? Care strike? Mă, sunteți nebun la cap. Eu n-aveam de unde să știu. N-aveam de unde să știu așa ceva. De unde era să știu eu treaba asta? Spuneți-mi voi mie. De unde era să știu eu? Ci că aleg vocala A. Deci eu am făcut o predicție la început de live. De unde era să știu eu, Doamne iartă-mă, așa ceva? De unde era să știu? Au scris mai mulți, dar e greu să... Atenție! Mai avem ceva! Stați, nu ne oprim! Gabriel Noghi, pula mea, cred că e ungur de ăla, de... Îi place lui legenda, fie de el. Deci, Gabriel Noghi ne trimite următoarele vocale. Hai să ascultăm vocalele de la Gabriel Noghi. Două secunde. Deci, care acum am aflat și eu care-i faza asta, mie, de fapt, nu mi-a scris, le-a scris eu lui Remus prin 2018, dacă nu mă înșel, sau 2019, nu știu exact anul. Am văzut postare, cred că Buțan a postat, sau el a postat cu acordul lui Buțan, cum să facem bani de acasă, și chestii de astea și l-am întrebat ce și cum și chiar m-a sunat și mi-a explicat toate chestiile astea că ajung în nu știu ce vacanțe, că dacă depun nu știu câți bani, ajung nu știu pe unde, că el are poze din foarte multe vacanțe și prostii de astea și bine, n-am picat eu în plasă, dar chiar mi-a explicat faza asta de foarte, foarte, foarte mult timp. Jur, chiar i-am scris manului placajului să-mi explice care e faza și i-am dat mesaj exact dacă e chestia asta vorbit acum pe live. Și chiar asta a fost. Mâncați-și pula ta de ungur. Asta e ungur direct. Claudiu zice, primesc mesaje în privat dacă și eu am fost implicat, nu am fost implicat băieți, drept dovadă am șters postările de pe FIFA România și FIFA București legate de Discord și am ieșit din el. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu așa cea... Fraților, băi fraților, nu pot să-l sun la ora asta pe Bogdan, mă, are copil mic acasă, pula mea, e ora 3. Nu pot să-l sun pe Bogdan. Las, că o să vorbim și cu Bogdan odată. Bă, fraților. L-o fi măscărit și pe Ovi, că tot îl ajuta să facă conș pe conș și le dea sfaturi în ultima vreme. Eu nu cred că Ovi pune botul la așa ceva. Eu nu cred. Nu cred că Ovi pune botul. Părerea mea. Chelule, ești esența care face diferența. Eu mă duc înapoi pe live. Am auzit decât că acasă la Manelist, ăla oricum e o hârștoacă de om de 2 bani, ză 3 de rupuli, fals, te pup, dau înapoi live-ul. Adică, nu înțeleg. De ce dai înapoi live-ul? Ce prost e legenda vie. Îl întreabă pe ăla dacă e ungur, ce-i scrie în buletin. Pe Cosmin l-a păcălit și de asta se certau, zice Maria Ciupitu.
Nu știm dacă este veridică această informație. Darius donează și el, te pup, n-am înțeles la ce să pună botul, poți să le pui mai explicit, te rog. Frate, derulează live-ul, Darius. Derulează live-ul. Că e ceva hilar. Poate Ovi e caporețele și cu banii aia s-a dus în Maldive, nu? Ovi era placajul. Jepcar, vezi pe Messenger ca și de la mine un audio în care spune și că va discuta cu Bogdan și după ce se bagă Bogdan o să după totul. Stai! Nivu! Stai așa! Unde ești, mă, Nivule, futu-te în corsa, te fot? Ce nume ai, Nivule? Nivu, ce nume ai? Că nu te găsesc, că mi-au scris prea mulți în pula mea. Zi, Nivule! Zi, Nivule, că tu erai prieten cu Remus, din câte știu eu. Narcis Iarca. Narcis Iarca. Ia fiți atenți aici. Audio de la Nivu. Bro, te pup, scuze că ți-am răspuns așa de târziu, dar a fost nebunie, m-a sunat toată lumea, mă trebuie să i-a putut spăvăiesc pentru că merge la un grătar la Claudiu. Ia zi, cum o simți? Ideea e că eu vă să vorbesc luni cu patronul, ce zice, știi? Și ar fi bine dacă te să pleci înaintea lui, că acolo facem business puternic. Din nou patronul CSC, că o să vorbesc cu patronul CSC. Și că Remus Antonio vedea un Jepcar toți la aceeași masă pe live și discutați pe față să vedem și noi. Nu. Deci, fiți atenți. Haideți să vă spun o chestie. Frații mei. Bă. Antonio Crăcan. Cosmin Vedean. Marco Alin. Alexandru Nedelcu. Vlad Ungureanu sună pe Buțan să facă un top 10 șerpi FIFA România. Te pup. Mersi frumos, mersi mult. Oricând și Ianis, oricând sunt bineveniți în casa asta, oricând, Buțan donează și el top 10 pe Bubis pe luna februarie. Legenda vie, manul placajului, Ciot Cosmin. Deci, oricine este binevenit în această casă numită CSC Studio, dar nu Remus. Dacă vreți să fac un talk show împreună cu Cosmin Vedeanu, Antonio Crăcană, Marco, Ianis, oricând stau la masă cu băieții ăștia cu care am mâncat împreună o pâine, oricând, și pe care eu îi consider frații mei, în special pe Antonio, pe Vedeanu și pe Marco, eu cu ăștia am pornit la drum, cu ăștia trei, eu îi consider frații mei. E treaba lor ce crede ei despre mine, dar eu în sufletul meu, eu îi consider frații mei. Vă jur și mi-e martor Dumnezeu. Că eu față de băieții ăștia n-am greșit cu nimic și am fost cu ei cu sufletul altul de ei. Vă jur, aveți cuvântul meu de onoare. Oricând băieții ăștia vin la mine în casă, probabil nu o să mai colaborăm, dar vin la mine în casă și îi primesc cu sufletul deschis. Oricând. Cu aia, oricând. Că eu îi consider frații mei cu care am împărțit ceva. Și poate și numele meu a crescut și datorită lor. Dar eu pe șarpele ăla, eu nu-l mai bag în viața mea, în casa asta. În viața mea. Și eu sunt sincer cu aia și vă spun la modul cel mai serios. Că eu n-am făcut așa ceva în viața vieților mele. În viața vieților mele.
Și mie nu-mi vine să cred ce se întâmplă, vă jur. Mie nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Am râs, am glumit, dar mie nu-mi vine să cred ce se întâmplă, fraților. Deci este incredibil ce se întâmplă. Omul ăsta, șarpele ăsta, a montat niște oameni împotriva mea. Și eu credeam la un moment dat că eu chiar sunt muist. Am crezut la un moment dat că eu chiar sunt muist. Vă jur, mă jur și pe Biblie și pe ce vreți, că eu chiar am crezut la un moment dat, am întrebat și pe Bogdan azi, băi Bogdane, cu ce am greșit mă, fratele meu? Scuzați-mă, am jucat un pic de teatru ieftin. Nu, treceți peste. Așa fac eu uneori ca să mă scrie lumea pe chat să-mi pună inimioare și astea, mai joc un pic de teatru. Nu vă supărați pe mine, așa sunt eu uneori. Mai se întâmplă, am făcut asta și în carantină când m-au dat și aia de la Pro TV că am plâns. E și imaginea mea, pe la urmă, încerc și eu să-mi o cresc așa cum pot ca să... Na, să vă fac pe voi să mă susțineți, dar da, noi, da. Trebuia și eu cumva să, și nu vă supărați, eu sunt și actor. Eu sunt și actor, fraților, deci nu mi-o luați în nume de rău, eu acum m-am prefăcut, deci nu, aia e. Stați liniștiți că situația e sub control, v-am luat așa un pic la perpulis. Numai puțin. Am citit ce a zis Claudiu. O să vorbesc cu Claudiu. Deci, numai puțin, că a donat și Legenda Vie și a mai donat cineva și nu le-am citit donațiile, rușine să-mi fie, mă prefăceam pula mea și de-aia nu. Vlad Ungureanu, capul sus, te iubim. Pula, capul sus! Ai, coaie, că e vrăjeală, ce capul sus! Terminați-mi pula, uite, vezi? Iar i-am prostit să doneze. Coaie, nu știu cum se face, dar îi prostez mereu! Bă, deci, oamenii ăștia n-au, efectiv, n-au leac. Prostia lor n-are margini. Bă, și am o satisfacție, coaie, lăuntrică așa, când îi văd cum pun botul. Îți dai seama, Legenda Vie, dacă a pus botul la Remus și a dat 100 de euro, cum pula mea să nu-mi dea mie 10, de exemplu. Și că nu sunt pe primul loc, eu am fost cu 200. Posibil că sunt alții păgubiți mai rău decât mine, dar m-am lămurit de Remus, am avut încredere muie la, mă rog, se referă la ăia... La granița cu fătute în gură, că mereu trebuie să evit. La granița din Ardeal de acolo. În rest suntem prieteni, da. Nu mai mă, bă, terminați mă, că nu e mă, e vrăjeala asta mă. N-am plâns mă, bă, stați dreptul liniștiți. Cine să plângă mă? Voi îl credeți pe Jepcar Fragaier de la... Pula mea, eu am dat-o așa, v-am smuls acolo niște inimi, unii a spus botul, unii a spus botul și mai rău, a și donat. Plecați în pula mea de fragări de aici. Așa. Bun. Fraților, oricât de mult
aș vrea să fac Omegle acum la ora 3, să ne întindem aici până la ora 4, nu o să pot, mi-e și foarte foame. Aveți încredere că dăm drumul la Omegle cu proxima ocazie când facem live de aici din studioul ăsta. Facem fără probleme Omegle. Îi dăm drumul și aia e. Nu e problemă. E din partea casei, luați-o cum vreți. Facem fără nicio problemă. Următorul live din studio este cu Omegle. Din studioul ăsta mic. Însă, ascultat și mai am de făcut, câte flotări mai am de făcut, Răzvan? 25? Încă 45 de flotări, nu? Mai am de făcut 45 de flotări. Da? O să fac 20 pe următorul live de... Adică fac cumva, le calculez și le fac restante. Deci am 45 de flotări restante și Omega, da? Le facem pe următor. Ei, du-te în pula mea cu 120, Radu Robert Oproiu! 70 sunt! Bun. Fraților, aș vrea să mai stau cu voi, dar vreau să mă retrag, sincer vă spun, pentru că îmi este extraordinar de foame. Vlad Ungureanu, mai plânge odată. Ce prost ești ăsta. Oana Lovin o fi implicată și ea. Nu o pune Oana Lovin botul la așa ceva, boșilor. Aia face video cea dacă își masează pizda, o doare în pizdă pe aia. Nu are treabă, mă, Oana Lovin, mă. Terminați prostii. Nu mă duc, mă, la niciun dristor, mă duc să mănânc niște migdale și un pic de chefir și aia e. Mă mai cac o dată probabil și aia e, mă bag la somn și gata. Deci, vă jur, este incredibil. Vreau să vă întreb, vreți să facem mâine live cu pachete de pe CSC? Este Team of the Week cu cam prost, dar vreau să vă întreb, vreți să facem live de pe CSC mâine cu pachetele? Că e Team of the Week cu cam slaban. Vreți? Da, deci majoritatea zice da. Ok. Bun. Mâine seara avem live cu pachetele de la CSC. Vă jur, nu cred că am avut, de când fac live-uri la CSC, eu nu cred că am avut live atât de tare. Voi ce părere aveți? Scrieți, vă rog frumos, în chat dacă nu vi se pare asta cel mai tare live. Nu pot să sun legenda pe Elena acum, că Elena doarme, că are serviciu la 6 dimineața. Mie mi se pare cel mai tare live ever. Mai tare decât ăla cu Imogen. Mai tare cu oricine, este cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat vreodată pe live-uri. No, ăla cu Imogen nu e, tată. Ăsta e peste ăla cu Imogen. Bine, la ăla cu Imogen s-a râs foarte mult. E adevărat, când comenta prostul ăla de Imogen meciurile mele de la draft și băga cu Cristiano Ronaldo, Marin care vinde în piață, atunci da, a fost și ăla, da. Dar și ăsta, și ăla cu Danes, cu Orbi, da, bine, nu, ăsta nu. Deci ăsta n-are egal. Jepcar, ai mai avut de zis ceva după faza asta cu MLM? Ce am mai avut de zis? Am mai avut de zis ceva, Răzvan? Am zis, am arătat. Bun. Dar ce am avut de zis, Vlad, că nu mai știu. În fine. MLM eSports, da. Cică, adică asta cu MLM era ce așa de pe tort atât? Păi ce vrei, tată, mai mult că a fost legea. Bun.
Mircea Pavel, a.k.a. Jepcar, vă mulțumește din tot sufletul pentru tot suportul și de pe CSC de astăzi și de aici, de pe Jepcar în CH. Vlad Ungureanu mai donează două bucăți. Maestre, ai o revanșă de luat cu mine la FIFA. E mie că iar plângi. Te pop, Vlăduț, te pop. A fost nebunie în seara asta, nebunie. Nebunie totală, nebunie, este nebunie fără margini. Acum nu mai îmi pare rău că am pierdut biletul la Betano, de le-am donat ieri. Nebunie, nebunie. Fraților, trageți voi ce concluzii veți de aici, dar păstrați live-ul ăsta și de fiecare dată când cineva va mai vrea să vă înșele cu ceva, uitați-vă din nou la live-ul ăsta. Trageți voi ce concluzii veți. Mircea Pavel, a.k.a. Jepcar, vă dorește o seară frumoasă, o noapte frumoasă, o dimineață frumoasă în continuare. Ne vedem la pachete pe CSC. Vă pup și vă dau cu pace!